Cafeaua cu aromă de crap este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Da, știu, am întârziat câteva minute doar pentru că suntem live și pe TikTok, alături de și de comunitatea noastră de pe TikTok. Foarte multe cereri în ultima perioadă să fim live și pe TikTok, să fim aparenți și acolo, pentru că există, după cum se vede, câteva zeci, sute, poate, sau chiar mii de pescari prezenți și în lumea TikTok-ului. Bun. Astăzi este o zi de luni, o zi frumoasă, o zi cu sărbătoare. Se mănâncă pește astăzi, iată, da? Dacă nu știați, vă anunț eu acum, se mănâncă pește astăzi. Ia să vedem câți dintre voi știați sau știți ce sărbătoare e astăzi și de ce se mănâncă pește. Hai să vedem. Aștept răspunsul vostru, după care intrăm în subiectul dezbaterii de săptămâna aceasta. David Gagiu, ia uite, mi-a dat like. Băiatul meu e activ, e aici lângă mine. Tati astăzi a tras schiulul la școală, văd. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Xander, da, Xander e în două părți. Mersi frumos, Xander. Oancea Gabriel, bună dimineața. Oancea, păi tu dacă ești live, hai de sus aici pe TikTok. Nu mai sta pe YouTube, hai pe TikTok să vorbim, să vedem și noi lacul, să vedem și noi ce activitate ai avut peste noapte. Că poze am urmărit, dar n-am primit nimic de la tine. Eu sunt pe postul de Ramadan. Da, Manu Savu. Salutare, salutare. Bună dimineața, bună dimineața. Haide, Oancea, haide sus pe TikTok. Hai că abia te-ai obișnuit cu platforma asta și cu live-urile. Aseară ați văzut bine, da, că am avut o activitate destul de intensă, pot spune eu. Anca, bună dimineața. O activitate destul de intensă aseară cu băieții de la FK Carp Team pe lacul Coiland Lake. Opa.
dați și voi distribuiri la live-ul de pe TikTok sau la live-ul de pe YouTube, de acolo de unde vă este vouă mai ușor și mai frumos, cum vreți voi. Nu uitați de pe TikTok, tap-tap, pe YouTube, de like și share, da? Eu acum o să distribui și pe pagina mea de Facebook. Nu de alta, dar să știe toată comunitatea noastră că suntem activi încă de dimineață. Am avut vreo două ediții de dimineață pe care nu le-am putut ține din cauza oboselii. Am avut foarte multe proiecte în ultima perioadă și vă dați seama că a fost foarte greu. Wow, ce poză primesc de la Oancea acum de pe lacul Coiland Lake, unde sunt băieții noștri prezenți acolo. Aș zice bună dimineața, dar nu pot dacă... Ce zici GMD-ule acolo? Hai bună dimineața, e mai ușor pe YouTube, dai doar un like. Da! Boșcule, aseară n-ai fost prezent aici pe TikTok. Jaga, salut neața. Vă salut pe toți. Haideți cu distribuirile, da, pe live-ul de TikTok. Bună dimineața, Ramona, bună dimineața. Bună dimineața tuturor. Dacă era bună, dormeam. Băi, da, știu, ai stat aseară cu mine pe TikTok, dar... Păi da, Mariuse, nu știu dacă ai observat, dar și poza noastră de profil, poza noastră de dimineață, din această dimineață de la cafea cu aromă de crap, este inclusă și poza ta. Hai în echipa mea, uite, inimioară. Mersi frumos, Ramona. Haideți cu toții să susținem canalul meu de YouTube și de TikTok în același timp, să deveniți cât mai mulți membri. Am înțeles că asta ne ajută foarte, foarte mult pe TikTok. Marian... N-ai somnandule. Nu am somn, pentru că lunea dimineață facem procesul etapei. Discutăm absolut toate clasamentele ce s-au obținut până în sfârșitul săptămânii, până ieri, da, până duminică, săptămână care a fost una intensă, una foarte, foarte mișto, cu dezbateri mari. Salut, Andule, bună dimineața, lume, bună dimineața, salut, salut. Săptămână în care am avut și noi echipele noastre prezente pe lacuri. Una dintre echipele noastre au fost prezente pe lacul Chița Lake 2 și una dintre echipe pe Săpunari. Pe Săpunari acolo am reușit să obținem un podium frumos alături de Nelu, capitanul Mirea, Florin și Liviu. Iar pe Chița din păcate, pot spune așa, nu s-a obținut podium, dar s-a obținut experiență cu siguranță, pentru că din orice partidă, din fiecare partidă, toată lumea obține experiență. Eu n-am avut TikTok pentru că îmi fură chinezii pozele cu pești din telefon. Ești criminal, mă. Vă salut pe toți. Bună dimineața. Bun. Haideți să începem așa subiectul frumos și cu ce putem noi să începem mai frumos decât cu un pește mare. Cine nu vede aici pe TikTok pozele, să știți că le am incluse pe canalul de YouTube, unde puteți să vedeți și pozele cu clasamentele și chiar și peștii mari de pe Lazuri 5. Da? Observatorul lui Gagiu. Da, observatorul lui Gagiu. Exact. Procesul etapei, îmi place mie să spun, pentru că vom lua la purificat toate clasamentele la care noi avem acces. În cazul de față, astăzi avem acces la 6 dintre clasamentele săptămânii, dar vom începe, bineînțeles, acum avem publicată pe canalul de YouTube, dacă vreți să intrați să vedeți acolo, pe Ionuț Nicolau, un 24 de kilograme, 575, standul B3 de la New Lake Lazuri 5. Uitați ce pește frumos, ce colorit frumos, ce coadă roșiatică, corpul bine definit, capul mare, ceafa lată, da? Un pește absolut de senzație, un pește foarte frumos, solzos, frumos, prins acolo de unul dintre oamenii care, într-adevăr, excelează în pescuitul pe Lazuri 5. Știu că este un om cu o ambiție
extraordinară, un om ce insistă să meargă pe lacul Lazur 5 și își testează chiar și propriile boilers-uri, din ce știu eu. Nu mai sunt updatat la zi cu toată activitatea lui. Dar ce pot să vă spun este că este un pește absolut superb. Hai că încerc să vă arăt o poză și aici pe TikTok. Eu nu știu pe TikTok dacă merg inserate pozele, dacă sunteți aici care vă pricepeți mai bine ca mine la TikTok, că vă dați seama, dacă nu am mai făcut de un an de zile, nu mai știu noile update-uri. Dar vă pot arăta poza așa pe telefon, despre ce pește vorbim acum în momentul de față pe YouTube. Da, ăsta este. Un pește absolut superb. Un pește de 24 de kg, 575, într-o vreme nu tocmai prielnică, pot spune eu, pentru că având în vedere schimbările astea climatice de la o zi la alta sau poate de la zi la noapte, de pe o zi pe alta, sunt foarte mari. Sunt diferențe de temperatură foarte mare și asta împiedică rezultatul să fie unul de senzație, unul pe care cu toții ne așteptăm să-l avem, dar 24.575 avea crapul pe care vi l-am prezentat, prins pe Lazur 5, standul B3. V-am zis, dacă pierdeți vreo informație de aici pe TikTok și vreți să revedeți acest live, puteți să intrați pe canalul meu de YouTube, Cârligul lui Gagiu, la fel se numește, unde puteți revedea absolut tot ceea ce discutăm aici pe TikTok. În direct suntem acum pe ambele canale, da? Să nu uităm. Bun, hai să trecem la o următoare captură pe Lazur 5. Tot un pește frumos, un pește mare, un pește, un solzos, dar nu mai frumos ca celălalt, cel puțin mie, celălalt mi-a plăcut foarte mult. Solo bait, salutare Aurelian, bună dimineața, săptămână ușoară. Săptămână ușoară tuturor să avem și plină cu capturi, pentru că știu, Aurelian, că și tu ești unul dintre pescarii cu o activitate foarte prezentă pe lacuri, mai ales acum în promovarea noua Nadei, ale tale, Solo bait. Uitați, da? Despre asta vorbeam acum pe canalul de YouTube, Alex Matei, tot pe Lazur 5, un 21.600. Un crab de 21 de kg 600. Deci, ce start fulminant, ce start cu peste 20 de pești prinși de peste 20 de kg pe lazuri. Nu știu dacă s-a trezit Bogdan Caba. Să-l putem suna în direct, să vedem ce părere are despre startul de sezon de pe Lazur 5. Bun, ați văzut două capturi frumoase, două capturi minunate din punctul meu de vedere. Am să vă rog și pe voi la fel să-mi spuneți care sunt cele mai mari capturi ale voastre prinse de anul acesta. Haideți să vedem pe TikTok aici, haideți cu toții să vedem ce capturi ați prins voi la început de sezon și pe YouTube. Mă interesează foarte tare să văd cât activitate ați avut până în momentul de față pe malul lacului. Eu am prezentat un antrenament live, un antrenament oficial de competiție a lui Adrian Lazar de la CMB Nadă, pe lacul Cenușaru, acolo unde a fost o săptămână grea, de fapt nu neapărat o săptămână, ci două zile foarte grele, două zile intense pentru băieții de la feeder, o baltă în care în doar 14 ore, atenție, s-au prins peste 4 tone de pește. Bă, fraților, 4 tone în 14 ore, atenție, da? Vorbim de feeder aici. Capturi foarte mari. Capturi foarte mari pentru feeder. Bogdan Caba nu ne răspunde la mesaj, deci mai mult ca sigur nu s-a trezit în dimineața aceasta. Vroiam să-i facem o surpriză și să-l luăm în direct, fără a ști că va fi sunat. De acum încolo cam așa va funcționa ediția de dimineață la Cafea cu Aromă de Crap. Vom suna invitați fără să fie anunțați înainte. Haideți și cu câteva distribuiri
a canalului de TikTok. Haideți, da, avem doar două distribuiri și niște tap-tapuri, doar 4.000 de like-uri, doar 4.000 de inimioare până la ora asta. Nu uitați și de inimioarele de să deveniți membri ai canalului de TikTok, iar aici pe YouTube am să vă rog să dați X la chat, like și să mergem mai departe. Bună dimineața, Balta Fundulea 2, Florin, salutare, salutare Nea Florine. Nea Florine, pe când facem o emisiune la tine acolo pe Fundulea 2? Pentru că ai o activitate continuă, tată, acolo, nu te potolești deloc. Nu numai, dar s-au prins și foarte mulți pești la tine acolo. Știu că ai făcut și vestitul Țarc de iarnă, unde lumea s-a bucurat intens de peștii pe care tu i-ai băgat acolo. Frumoasă plătică de pe Nuiul Lazur 5, Manu Savu, da. Te aștept în weekend la Brăilă. La Brăilă unde? Pe Milotina? Cu cea mai mare plăcere, am și eu primul weekend liber acum și cu siguranță, dacă îmi permite timpul, până diseară aflu dacă am filmare sau n-am filmare pe weekend și cu siguranță voi fi prezent ori la concurs pe Milotina, ori la o baltă cu reținere. Băi, deci am un aproximativ 10 ani, hai mă să nu mint, am mai fost o singură dată pe un lac cu reținere în ăștia 10 ani. În 10 sau 11 ani, o singură dată am mai fost pe un lac cu reținere, da? Doar atât. Ceea ce vreau să vă zic, că mi s-a făcut dor, un dor nebun să merg la o baltă cu reținere. Deci dacă nu mergem la concurs, alături de echipa mea, da, cu Relu Popa și cu Ducu Andrei, cu Răducu, Radu Stănilă, mergem la concurs. Dacă nu mergem la concurs, mergem la filmare. Dacă nu mergem la filmare, mergem la reținere. Așa că vedem, tati, dacă pot să te iau și pe tine, cu siguranță. Îmi face fiul meu semn din spate și cu mine, și cu mine, și cu mine. E nebunit. Vrea și el la pește, nu mai poate. Fierbe sângele în el, la fel ca în Tasu. Am fost la cenușarul, la, cum îi spune, la antrenamentul oficial al lui Lazar, a băieților de la CB Nadă. Și mă luase o adrenalină puternică. După aia de acolo am trecut pe la băieții mei, pe la Xander Marius, pe Balta Chița 2, standul 3 acolo pentru ei. Din păcate nu niciun stand neapărat favorit, dar și experiența își pune cuvântul. Sper ca data viitoare să facă mult mai frumos, mult mai tare. S-au descurcat, le-au plăcut, a fost o partidă din care bănuiesc că au învățat. Marius, ești pe aici prezent, am să te rog să ne scrii câteva cuvinte sau dacă vrei și ești dispus, poți să răspunzi la telefon, te sun să discutăm mai multe detalii despre partida ta, ce ai înțeles, ce crezi tu că ai abordat greșit și așa mai departe. Iată, ediția de cafea cu aromă de crap este o ediție la care să vă așteptați să fiți sunați din partea noastră dimineața și să ne dați detalii despre partidele voastre. Te așteptăm pe Hermes Periș la concursul din weekend organizat de Catanu, nu știu cine e. Salutare Marius. Vă salut. N-am cum să nu sunt prezent în weekend pe nicăieri, pentru că este weekendul meu liber, weekendul în care îmi doresc și eu să merg la pește. Da? Pentru că tot anul va fi un an plin de evenimente peste tot, în toată țara, voi fi prezent în majoritatea colțurilor țării. Ca niciodată, anul acesta este unul full. Așa că abia aștept să ne vedem cu toții peste tot. Bun, uite, Marius este prezent, da? Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară, să-mi pregătesc un pic și dispozitivul, să-l sunăm pe Marius în direct, să vedem ce s-a întâmplat acolo pe Chița Lake 2, unde au fost alături de Doru și de încă o echipă, și să vedem ce povești are Alexander Marius de pe malul lacului. Revin în doar un minuțel. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită.
La Fish & Tricks tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care va aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari aplici sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care va aduce trezirea în... Bun, gata, am revenit și pe, și pe YouTube. Deci vom prelua un apel de la... De la Xander Marius, colegul nostru care a fost prezent pe lacul Kitsa Lake 2. Salutare, Marius! Viața. Bună dimineața! Am rugămintea la cei prezenți pe TikTok să-mi spuneți cum l-auziți pe Marius. Pe YouTube sunt convins că se aude foarte bine, dar vă cer și vouă confirmare aici pe YouTube că l-auziți bine pe Marius. Da? Viața. Salut, Andu, salut, băieți! Se aude și pe TikTok. Bun! Salutare, Mariusică! Băi, uite, pe YouTube eu îmi permit să pot pune... E ok, bun, perfect. Să pot pune și... imaginea cu competiția în desfășurare de acolo de pe Kitsa, Cupa Primăverii. Acum pe YouTube aveți imaginea postată. Să discutăm un pic pe clasament. Locul 1 general s-a definitivat de pe standul 6, echipa Kitsa Lake. Acolo unde au avut în total băieții la cantitate de 143 de kg 800 și la calitate 75 aproape, 74.900. Locul 2 s-a câștigat de lângă voi, Marius. Cum a putut fi posibil asta? Locul 2 general 249 de kg, iar voi pe standul 3 doar 41 de kg. Pot înțelege fenomenul ăsta, ca să-l numesc așa. Eu nu l-am înțeles, adică la 50 de metri distanță între pontoane și practic pescuiam aproape unii lângă alții în lac. La el era, nu, să nu zic pește, după pește, dar avea activitate. Nu mi-am explicat, l-am urmărit, noi am plecat cu strategie. Am zis plecăm cu două normal, 1 și 4, 2 și 3 le dăm o scară. Și așa am și dat 50 și 60 de metri. De ce ați luat decizia asta să pescuiți cu două în mal și încă două în 50-60 de metri? Ați căutat ceva acolo? Ați sondat? Care a fost decizia de a pescui așa? Da, înainte să înceapă concursul am plecat pe un pont chiar de la patronul Bății, care mi-a spus în 4-7. Atât, a trecut pe lângă standul nostru, înainte de sta competiție și a zis, băieți, în 4-7. Uh-huh. A fost vag, m-am uitat așa un pic lung la el,
mă rog, eu nu s-am uitat la mine după ce mai sunt 47 și am văzut în drum. Și m-am uitat așa un pic după el și după vreo câteva secunde îl întreb pe colegul meu, pe Doru, băi, a vorbit cu noi, vorbea la telefon. Bă, nu, a vorbit cu noi că s-a uitat la noi, că l-am văzut eu. Și am avut așa o ezitare să ne luăm după el, să nu ne luăm, dar zic, bă, până la urmă, ce are omul de câștigat ca să ne mintă, adică... Nu, să știi că eu îl cunosc pe Marica foarte bine, patronul lacului, și îl salut pe această cale. Și să știi că este unul dintre oamenii care, bă, îți dă sfatul, pentru că tu până la urmă te duci pe balta lui să încerci să, adică nu să încerci, să prinzi pește, da? Prinzi pește. Interesul unui patron de lac, mai ales un lac cu catch and release, este într-adevăr să prinzi cât mai mult pește, pentru că reclama unui lac așa se face, prin, din gură în gură, prin capturarea mai multor pești. Foarte adevărat, exact, și la ideea asta am ajuns și noi și... Mai aveam, nu știu, mai aveam, cred că vreo 15 minute, 10-15 minute până să sune goarla. Și am luat repede la seta 2 de pe roadpot și cea de rezervă, le-am măsurat în 48, că am zis că mai face și burtă și așa, după care ne-am gândit noi, bă, dacă ne-a zis în 47 el, hai să o facem și pe aia de mijloc, să o facem la 60, ne sondând înainte. Le-am făcut zi și făcut, le-am aruncat pe cele două, iar unul și patru nu le pregătisem, s-a dat start concurs, le-am aruncat, după care am scos markerul. Am atins malul, am văzut că e o porțiune tare chiar în mal, iar trăgând de el am dat de mâl, nu știu, cred că era o zonă de vreo 5 metri de mâl, și de acolo am zis gata, asta le clipsăm în 25 de spire, adică în 105 metri, ceva de genul ăsta a ieșit. Și am ales să dăm cu ele în malul opus. Iar trăgând de sondând în continuare, am constatat că pe 40, pe 60, unde am zis noi să o facem pe cea din mijloc, pe cea mai avansată, ca să zic, am dat de mult. Iar pe 47, unde ne-a zis domnul administratorul, era zonă tare. Și am zis, bă, hai că dăm cu ele, dăm cu aia pe mult, dăm cu aia pe tare și cu alea de sus la intercepție, practic. Acolo am dat cu o bilă de 14, cred că era, și cu două pe Meltex. Aha. Ați avut cumva informația din punct de vedere al nadei pe care s-o folosiți acolo pe baltă sau ceva de genul ăsta care să zic eu că ar fi fost un plus pentru voi? Deși uite ce ne spune Ionuț Holerga, nici o baltă nu are distanțe clare, cel mai sfânt este sondatul și localizarea peștelui în concurs. Da, corect, corect Ionuț, așa este, dar în momentul în care îți vine, o informație de la patronul lacului, omul care e prezent acolo zi de zi și își cunoaște lacul cu exactitate, și îți dă informația că, băi, 47, deci vă dați seama ce înseamnă asta, 47 de metri, tot nu e o informație utilă la care să te adaptezi imediat să măsori 47 de metri, pentru că 47 de metri poți să dai din buza, din malul lacului, poți să dai de pe ponton, poți să dai din spatele pontonului, poți să dai din stânga, din dreapta, și atunci 47 de metri ăștia sunt greu de găsit. E, important este ce... Să fac o rectificare. Te rog. Nu aveam o să aminte exact. Din buza pontonului. Exact din buza pontonului. Asta e o informație... Abia asta este o informație corectă, pentru că în momentul în care te duci acolo și cauți 47 de metri ăia pe care tu ai primit informația că ar fi o zonă productivă pentru tine, în același timp trebuie să-ți sondezi locul și să îți dai seama de ce. Ce ai găsit tu acolo în 47 de metri? Ai găsit o groapă? Ai găsit o denivelare? Ai găsit o structură cu agățătură? Ai găsit, nu știu, suprafață tare sau orice altceva, știi? Și atunci e important ca tu să știi ce ai găsit acolo, pentru că să știi cum să abordezi, cu ce montură te duci, cu ce momeală te duci acolo. Adică sunt multe de luat în calcul. Degeaba îți dă cineva o informație dacă tu nu o dezvolți. Tu iei informația, o ai, dar trebuie să o dezvolți singur și trebuie să-ți cauți singur ce ai acolo, știi? Asta e cel mai important. De asta am și sondat, am zis să ne pregătim, să le avem pe cele două pregătite și sondăm cu două la sete la, după care sondăm și să le clipsăm și pe celelalte. Uite, curiozitatea,
Curiozitatea oamenilor este Marian Burghez. Ne întreabă și ce lansetă ți-a produs cel mai mult, cel mai bine. Practic niciuna, adică n-a fost niciuna favorită. Bine, pot să spun că am scos cei mai mulți pești, am scos de la 1 și 2. Lanseta 1 și 2 care era spre standul 2. Uh-huh. Lanseta 1 fiind din mal din plăcuța 3, iar lanseta 2 fiind din cea din 47-50 de metri, care era pe jumatea, pe jumatea bălții, urmărindu-l și pe colegul cu, cu adversarul de pe standul 2, că aproximativ cam așa pescuia și el. Avea două sus, iar două pe, pe jumătatea bălții. Ca și neadă, nu am luat prea multe informații, doar partenerul meu, Doru, pentru că știa, a mai fost acolo anul trecut. Am avut un mix de, de nadă, făcut de el și de fratele lui, monitor cu un pop-up mic la cârlic, ca să stea cârlicul în coadă și în cap. Și așa am mers pe monitoare, iar la, la cele din mal opus am mers pe, pe biluță, că nu pot să-i zic bilă, că aia fiind mică, de 14-16 mm, cu două pe Meltex. Am înțeles. Acolo ne-a venit și primul pește, primul pește fiind de cel de 9500, culmea ne-a venit de pe ultima lansetă dintre standul nostru și standul 4, de sus din mal. Uite ce informație primim acum de la Ionuț Holerga, este portarul de la, de la Green Lake. Ionuț. Te salut, Ionuț. Ionuț, Xander Marius este unul dintre observatorii de la Cupa Peștele Balon, care v-a notat pe voi acolo. Bine, pe tine câte goluri ai luat? Bine, am făcut și schimb de numele de telefon. Foarte tare. Singura diferență, pe Chița mi-au făcut-o momitorul cu săculeț, fiind distanțele mici. Practic o cantitate mai mare de nadă lângă cârlig. Exact, și eu i-am dat informația asta lui Marius, pentru că le-am făcut și eu o vizită, când? Vineri seara, nu? Vineri seara, da. Așa vineri am și seara. Am pus și săculeț, la un moment dat am început să punem și săculeț. Uite, Nistor Boșcu, membru și colegul nostru de pe, de pe WhatsApp, de pe grupul de WhatsApp, are o curiozitate să ne explici un pic diferența asta mare de kilograme între standul 2 și 3. Prin ce crezi tu că au făcut diferența vecinii tăi? De-au prins, stați să vă zic eu exact, aici da, avem și clasamentul pe, pe YouTube, avem și clasamentul prezent acum pentru cine vrea să intre pe canalul de YouTube. Avem așa, standul 2, o cantitate totală de 249 de kilograme și calitate 66 de kilograme, iar pe standul 3, acolo unde au fost colegii noștri, 43 de kilograme 700 cu o calitate de 40-900. O medie a peștilor de 5 kg 800, iar lângă ei, da, pe standul 2, dublu media peștelui, 9 kg 500. Cum îți explici tu asta? Ce crezi că ați greșit voi și ce au făcut ei bine, colegii voștri? Am văzut târziu, am putut observa cum pescuiește. Era, dacă nu mă știu, avea 3 lansete, le avea pe, pe motură pe elicopter, la care pescuia cu bilă mică, și una pe momitor. N-am văzut exact ce avea la momitor, dacă era tot bilă, dacă era pop-up sau wafter sau... Dar a nădit foarte mult, adică arunca lansa, după care nădea cu cobra, nu știu ce, ce fel de bilă, dacă erau de 20, de 24, de 14, de 16, știu doar că nădea, toată lumea nădea cu cobra, inclusiv... Cât am putut să vedem noi, toată lumea dădea cu cobra. Acum ne-am apucat și noi, i-am dat și noi, am luat, au dat și ei, am luat și noi, știi cum da, practic am început să-l copiem. Da, ce crezi, ce crezi că dădeau cu cobra? Bile tari, bile solubile, diametru bilelor? E interesant și asta, dacă ai putut să obții informația asta. Asta, asta am zis, că nu știu cu ce bilă le dea. Deci nu știi. Păi cum să întreb? Nu poți să faci așa ceva într-o competiție. Păi, tocmai, cât am putut să observ, atât am observat că mădea cu bine, după diametrul cobrei, văzând așa de la 50 de metri, cred că erau bile de 20, cred. Și cu bile de alea am mădit și noi, de la un producător destul de cunoscut, nu știu dacă e ok să-i dau numele.
Nu e niciun fel de problemă aici la Cafea cu Aromă de Crap. Fiecare este liber să vorbească, pentru că de acum încolo o să urmăresc clasamentele și o să sun pe fiecare în parte, cei care s-au aflat în podium sau chiar cei care nu s-au aflat în podium și am contactul lor. Cu siguranță vreau să aflăm cât mai multe despre partida în desfășurare. Da, noi am lovit cu bine de la CPK, pentru că avea colegul Doru avea două gălezi din acelea de 5 kg de la bine de la CPK, după care, după ce a terminat o găleată, am lovit cu bine de la Genes. De la Genes un sac de bine și cu alea am lovit. Am înțeles. Uite ce ne spune Oancea Gabriel, că aici s-a făcut diferența. El a încercat să copieze, treia să facă ce știa el mai bine. Da, corect. Întotdeauna, uite, este posibil să intre și Marica cu noi, patronul lacului. Da. Noi am plecat pe strategia asta, adică așa ne făcusem și de acasă, două pe jumătatea părții puse în scară. După care am ajuns acolo, ne-a dat și domnul Marius, Xander, o secundă, te rog, uite, îl sunăm și pe Marica, facem o conferință, intrăm cu toții, da? Da, nicio problemă, doar că a rămas fără cafe. Ok, acum l-am sunat și pe Marica, da? Alo, salut Marica! Ești în conferință și în același timp și în direct și pe canalul meu de TikTok și pe YouTube la emisiunea Cafea cu Aromă de Crap. Iar în conferință ești cu unul dintre băieții care a pescuit pe standul 3 la tine pe lac în weekendul acesta. Bună la toată lumea! Nu știam. Te rog, vă salut, bună dimineața, domnule! Marica, am văzut un start bun al lacului, s-au prins peste 1,8 tone de kilograme în total. Ce ne poți spune despre startul acesta bun, punctat pe toate standurile, observ? În punctul meu de vedere, că și băieții după standul 3 știu treaba asta, le-am spus la toți, Balta nu a răspuns. Deci, din punctul tău de vedere, încă nu a răspuns așa cum te-ai fi așteptat. Nu, nu. Dar, pe exemplu, standul 10, băieții de la Ghița, ai mei de la Giurgiu, au prins mare însemnând 15-20 de kilograme, o AC-10 l-au avut țipat în buziță, bad în contră, i s-a făcut și rău, a căzut pe ponton, a făcut o cădere de calciu, ceva pe sistem nervos, că s-a pierdut omul și i-am zis că Doamne ferește, zic, bă, lăsați-l dracu de pește, ok, am înțeles că pompa aici. Și știi unde, ce e standul 10, nu? Cu Silvică, cunoști că are... Da. Are istorie, să zic așa, la mine pe baltă, nu era administrată de mine atunci, dar... Păi, în principiu... Luci Mihai și Levi mi-apare mie aici, da? B3, standul 10. Da, Luci este la mine în club, Luci, da? Uh-huh. Chiar el a căzut, chiar el a avut căderea asta de... De calciu. De ce a fost ea, nu știu. De calciu, de nu știu să zic, da? Ceva nu probabil și, probabil și stresul și adrenalina din concurs și toate astea, uite că fac... Da. Fac și să... Lumea, cu 10 minute înainte, scuză-mă că te întreb, rog. Alt pește mare, iar l-a scăpat tot el. Și nu era negru, efectiv m-a sunat Marica, nu pot să mai stau la premieră, nu mai pot trimu tot. Bă, zic, calmați-vă, fraților, că nu e bine. Eu am înțeles și eu pun suflet la pescuit, dar trebuie să... Asta este cam fotbal. Fotbalul, Hagi, ai naimintea, trai la poartă, ce vrei să faci? Da, corect. Dar totuși, Marica, pentru mine mi se pare un rezultat foarte bun, 1,8 tone de kilograme, având în vedere... Vremea, bine, vremea a fost foarte fluctuată, a fost și foarte frig noaptea, iar ziua cald. Uite, băieții cred că ce au un cap sau cine a fost pătrii, băieții care au fost doi frați, a mai avut și pe... Da, au avut două echipe, ce au un cap, da. Așa, întreabă pe ei că era pontonul alb, era minus 2 grade, înghețase apă în grată peste tot și ziua 15-17. Peștele la ce să înțeleagă, frate? Exact. Eu ca om nu mai înțeleg nimic. Stau în tricou ziua și noaptea, trebuie să-mi iau șuba pe mine. Nu mai e ce trebuie să zic. Da. Și până să ne gândim că e jumătatea lui martie și trebuia să fie zăpadă de jumătate de metru. Marica, uite, băieții mi-au spus că au primit o informație chiar și din partea ta înainte de start partidă, acolo ca și o zonă productivă pe standul 3. Eu încerc să ajut pe toată lumea, sunt imparțial, chiar dacă am avut 3 sau 4 echipe de la mine din club, nu mai trebuie, pe mine mă bucur că îmi câștig alții. Dar, sincer să fiu, m-am bucurat pentru Neamarin Ivezeanu, că tu știi. Da. N-am mai, zic, n-am mai,
Ai vreo informație să ne poți spune și nouă locul 1, locul 2, locul 3, dacă s-au prins neapărat bine pe bilă sau pe prafuri, pe momitoare, pe ce au pescuit băieții? Da, doar pe bilă. Doar pe bilă. Nu are importanță bila de unde a venit, dar doar pe bilă și malul opus, până l-a dibuit. Păi uite, așa a pierdut Dan Balaru cu Răzvan Manole și Pompei Pârloc. Au pierdut pentru că au... Eu le-am spus că m-am și întrebat la sfârșit de zi, unde am greșit, Marica? Fraților, când v-am zis, scoateți momitoarele alea, că eu am scos pește mic, dar tot mai este. O să vă tăbare ăla mic și nu o să mai aibă ăla mare de un timp de el. Da, corect. Că mai sunt câteva tone. Cine a mers, Cosmin Roșu, standul 2, bilă. Efectiv, bilă. De la început până la sfârșit, omul nu a făcut altceva decât elicopter în live bilă. Elicopter în live bilă. Exact asta ne spunea și Marius. Da. Te rog. Asta ne spunea și Marius, că el a observat acolo o activitate foarte mare a băieților de pe standul 2, a cobrei, a năditului cu bilă. Cobră, doar cobră, cobră, cobră de dimineață până seara și gândește că băieții sunt de aici, din zona de la Chiriacu, colegul lui a mai plecat la Tunz, la care o rivadă de Cireș, și a un singur băiatul ăla. Gândește că băiatul ăla a făcut treaba și colegii după trei poate să confirme, aproape singur. Da. A muncit omul ăla. Băi, a din 20 de ore din concurs a fost singur, da. Da. Gândește-te pe standul 7-4 inși, bă, oameni buni, pescar bun, că nu poți să zici că Dan Bararu nu e un pescar bun sau Răzvan Manole. Sau și ceilalți doi, Eugen Pompei și Ion Pârloc. Dar ne-am spus, au mers drept și am zis, nu cantitatea o să vă bată, de vineri seara, încercați să faceți calitate. Calitatea e cea mai grea într-un concurs. Corect, dar corect. Dar degeaba în cantitate dacă nu e calitatea, pentru calitatea poate să ia oricine. Și da. 7 pești, ăla chiar dacă are 50 de chile, să ia. Ce s-a întâmplat? Este calitatea, într-adevăr, factorul de decizie și al norocului până la urmă. Știi cum e? Că depinde, trebuie să știi să o și joci, dar în același timp soarta mai și vine câteodată din punct de vedere al calității. 100%. Gândește-te că standul 6. Andrei Tătălescu de la BRK a căzut de vreo 4 ori. Kenzo cu Gubi și Sese de la Dart of Carp a căzut de vreo 5 ori la rând. A dat doar 0 standul 6. Eu le-am spus la început că standul ăla este un stand de auri, pentru că eu îl știu, dar depinde cum e pescuit. Și uite că standul 6 a făcut surpriză. Bine, a făcut surpriza că s-au încurcat și aurile. S-a scos pește. Mm-hmm. 13, mm-hmm. 10, zecari, adică a scos pește. Da, da, da. Bine, până la urmă, din punctul meu de vedere... Băieții după 3 chiar îmi erau simpatici, am încercat să... Băieți, dați și voi și colo și colo. Asta este, da... Nu știu, bila, momitorul... Bine, ia uite, uite, acum ne scrie și Doru, colegul lui Xander, ne scrie: greșeala a fost a mea și îmi cer scuze față de Marius, nu m-am simțit foarte bine și nici nu am fost în toată puterea mea. Nu cred că trebuie să dați vina unul pe altul sau chestii, sau pe tine personal. Nu am vina nimeni. Eu consider că trebuie să... Ca o echipă trebuie să-și asume împreună, tu ghede, n-ai cum, unul așa, unul așa. Corect. Corect, corect. Și niciodată nu există unul să fie de vină și unul să fie. Pentru că deciziile bănuiesc că le-ați luat împreună. Și asta e cel mai important într-o echipă. Uite, Marica e și el pescar, da? Aici pot să dau vina și pe mine, că la un moment dat mi-au obosit mâna neavând antrenament și experiența de concurs. La un moment dat mi-au obosit mâna de la cobră și nu mai puteam să ating malul. Poate câteva ore bune n-am atins malul. Poate dacă reușeam, mai scoteam niște pești de acolo. Da. Contează. Contează foarte mult. Ei au avut și stand bun. Standul 3 este un stand bun. Standul 3, dacă vă întreb pe mine și să-mi cu scuzele de rigoare, trebuia să-l bată pe 2. Da, uite, din punctul ăsta de vedere, noi ne-am consolat cu ultimile concursuri de pe Ghița. Ne-am uitat pe clasamentele ultimele concursuri și am văzut că standul 3 cam a fost cel mai slab din auri. Și aici am zis... Ai dreptate. Uite-te pe clasamentul trecut pe standul 7, a fost un băiat de la Valea Cireșului care a pescuit a doua oară în viața lui cu soția. Oamenii gândește că ne dau colopoțică de aia de jucărie. Ba, din contră, i-am zis la standul 6, bă, lăsați-vă, rog eu. Sunt atât de dragi începătorii, dar n-ai văzut. Pentru că toți am plecat de acolo. Lăsați-l, mă, că săracul, dacă... Uite-ne, Nicule, dai acolo. Dă-ne, ne dau acolo. Bă, dar n-am putut, omul, ce vrei. Acum contează încă o dată, iertați-mă că zic pescarii, tot timpul. Pescarii n-a dat Bontura, Acu, toate, deci nu are standul 10 care n-a dat niciodată, decât Dencu, că Dencu e un pescar care știm toți, Mihai Dencu. Da, 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 un pescar foarte bun, un pescar ambițios, un pescar cu foarte multe calități. Și, da, și nu l-au
la mine în club la Chița, dar este un pescar și a scos din standul 10 de fiecare dată, gândiți-vă că are vreo 3 podium de loc 1, unul după altul, și feeder și crab plus. Dar, na. Da, contează, contează foarte mult și stilul de abordare a partidei și intensitatea cu care o abordezi. Bravo, mult, mult, mult de tot contează asta. Bine, Marius este și la început de concursuri aici în România, dar cred că l-a ambiționat acum partida asta. Bineînțeles. Și tu știi, Andu, că balta mea, cât... balta mea este o baltă care poate să prindă oricine mal. Cel mai mare stand e 116, standul 4, că e în crim, dar în rest toate au 190, 80 pe spate, adică poate să... Da, e o baltă accesibilă și pentru începător, să zic așa, sau pentru alt stil de pescuit care le-au avut fiecare înainte. Uite, și Doru spune că va mai merge la un concurs pe Chița și voi mai învăța. Da, cu siguranță, până la urmă, diferența o faci prin a merge și din greșeli și chiar și din succes dintr-o partidă care... pe care o câștigi, ai foarte multe de învățat și regreți ceea ce nu ai făcut să faci mai bine, că întotdeauna vrei să faci mai bine. Corect. Și dacă n-ai hateri, nu existi. Aia da, clar, cum ai și tu. Exact, exact. Uite, e și Vasilica Baboiru alături de noi aici, mă întrebă dacă am rămas live de aseară. Nu, n-am rămas, Vasilica, am reușit să dorm câteva ore. am niște băieți, Marica... prezenți în Italia, lângă Milano, pe lacul Coiland Lake. Acolo unde așteptăm de la ei, în fiecare seară o să intru live alături de ei, Oancea Gabriel, în care să presupunem că prindem în direct un drill cu un pește koi, cu un crab koi mare. Bun, spune-ne, Marica, o ultimă întrebare mai am pentru tine și gata, te las, că știu că ești și la volan. Spune-ne, te rog, la ce structuri ne așteptăm pe Chița 2? De ce putem să ne folosim pe Chița 2? De orice avem acum în apă și avem structuri. Sunt câteva standuri bune, dar trebuie căutate. În primul rând, zona tare care și-a făcut-o, malul opus, eu i-am jucat pe toți pescarii, că dat într-un atrat, dar după concursuri, când vrea să intre cu barca, l-a scos la fire, să simtă apa, că degeaba dai doar cu lanseta. Eu sunt deschis să fac și o hartă, o cartografie a bălții, dar... s-ar putea să, din nou, să vină haterii. N-am prins acolo unde este, l-am mințit. Și atunci, vino și fă-ți-o singur să-ți faci o idee. Au și ei, au, uite, ei în 47 de metri au o zonă tare care... Mihai Alexandru, cocoșatul Firebase, cum facem noi. Da, da. A terminat acolo, Ion Cioară la fel. Băi, frate, deci nu ai pește mare și unul după altul. Trebuie să-l dipui acolo. Păi nu știu, uite, să-l întrebăm pe Marica. Ne întreabă băieții că pe 19 aprilie spune că este un individual la tine pe lac și dacă mai sunt locuri disponibile. 19 aprilie. Din ce 19 aprilie nu mai sunt, este organizat de oblete. Nu mai sunt. Pe ăla 26-28, când suntem la Balaton, l-am rugat pe oblete, este un concurs organizat de mine, dar l-am rugat și pe oblete cu băiatul meu să-l țină, este tot individual, tot crab clasic, 26-28 aprilie. Urmează să vină și Marica la noi în echipa Cărligului Gagiu și cu siguranță o să aveți detaliile și o să facă și el parte din grupul nostru de WhatsApp, acolo unde să aveți cât mai multe informații. Cum ți-am promis, da. Tu imediat când ne întoarcem de la Balaton, rezolvăm, semnăm actele și ești prietenul meu oricum, și așa. Normal, nu. Știi cum e asta? Ca într-o căsnicie, nu actele fac diferența. Exact, bravo. Da. Bun, Marica, mersi frumos de prezență și de activitate. Cu drag, o plăcere mereu întotdeauna să ne auzim și în fiecare dimineață de luni noi luăm la purificat clasamentele ce se dezbat în weekendurile anterioare. Și bineînțeles că vă contactez pe toți în parte să discutăm și să dezvoltăm până la urmă concursurile în curs. Cu drag, cu tine, Andor, când v-am pupat pe toți, pe tine invitații și toți băieții prezenți. Mulțumim frumos! Numai bine, sănătate! Doamne ajută! Bun, l-am avut alături de noi într-o convorbire telefonică pe Marica Mihailă, patronul de la Chița Lake 2. Da? Ați aflat că avem și structuri acolo. Ei bine, uite, Marius, ai aflat și structura exactă ce aveai acolo, o zonă tare. Păi da, ți-am spus că am și găsit-o când am sondat. Am și găsit-o și în mal și undeva la 50 de metri. Mm-hmm. Doru este foarte hotărât să meargă la individualul de pe 19 aprilie pe Chița și să afle și să... câștige cât mai multe informații. E atât de hotărât încât și-a plătit deja avansul de pe baltă. Bă, asta îmi place până la urmă. Adrenalina asta și dezvoltarea asta
psihologică, practic, contează foarte mult. Pentru că în momentul în care pierzi o partidă, trebuie să stai foarte bine psihic și să tragi concluziile cele mai bune. Concluziile cele mai bune sunt, de fapt, cele mai rele pe care tu le-ai aplicat în partida aia, știi? Bineînțeles, bineînțeles. Vasilică, ce vrei, mă, să ne arăți? Zice, dacă vrei, îți arăt eu unul. Nu știu la ce te referi. Ce vrei să ne arăți? Mai bine ne arăți aici niște mămăligi, că ia uite, avem doar 7 mămăligi. Sau ce avem aici? Haideți și cu obiectivele, da? Avem, ia uite, o singură mămăligă din 50 și nici măcar trandafiri. Hai, mă, băieți, mă, hai, că informațiile pe care vi le dau eu aici nu vi le poate da nimeni. Da? Ce face cârligul lui Gagiu? Nu face nimeni. Și nu sunt, întreabă-l, întreabă-i de pește koi. Da, băieții de pe Coiland Lake sunt acolo, sunt activi, sunt vii și stau pe pește. Aseară am avut un live mișto alături de ei și cu siguranță vom avea și diseară parte de un live alături de băieții de pe Coiland Lake. Probabil să prindem și un drill în direct. Bun, Marius, mersi frumos de interacțiune. Ne auzim pe chat, ori pe TikTok, ori pe YouTube, unde vrei tu să rămâi alături de noi. Urmează să ne uităm pe celelalte clasamente. Sigur, vă salut, băieți, și reuniți tuturor. Bun. Am fost în direct și cu Xander Marius, unul dintre membrii Cârligului Gagiu, membrii susținătorii podcastului meu, al canalului de YouTube Cârligului Gagiu. Haideți să trecem la următorul clasament și să vedem despre ce este vorba. Deci am vorbit despre cupa, încă o dată mai pun clasamentul pe YouTube, am vorbit despre cupa primăverii 22-24 martie de pe Kitsa Lake, baltă unde s-au prins 1,856 tone de pește, număr de bucăți 471 de capturi, o medie a peștelui de 3,9 kg per total, da? Deci dintr-o tonă 800, o medie de 3,9 kg, iar cel mai mare crab prins în această competiție a fost de 13,8 kg. După părerea mea, un start bun de partidă, deși Marica, patronul lacului, a spus că nu a fost foarte mulțumit, că se putea mult mai bine. Acum, salutări tuturor, vă salut pe toți cei care sunteți alături de mine și pe TikTok și pe canalul de YouTube. Am să vă rog să nu uitați pe TikTok tap-tapuri și să îndeplinim obiectivul de mămăligi sau trandafiri sau veverițe, ce vă doriți voi de acolo. Iar pe YouTube nu uitați să dați celebrul like și distribuire pe paginile voastre de Facebook. Bun, mergem la următoarea competiție. Ia să vedem ce avem aici. Scuze ce mi-a apărut aici pe TikTok. Ce e asta, mă? Verificare finalizată. Bun, mergem la competiția de pe lacul Săpunari, 22-24 martie, lac unde s-a prins tot aproximativ ca pe Kitsa, 1,787 tone. Cea mai mare captură 13 kg, 0,25, deci o aproape identică realitate. Locul 1 general, 374 de kilograme, 54 de kilograme calitate. Locul 2 general, 206 kilograme. Ah, Simu, ia uite, mă, cine a terminat pe 2 acolo, 206 și 52. Locul 3, Florin Mirea, Nelu Capitanu, echipa noastră, 190 de kilograme și 38 de kilograme calitate, iar locul 4 de 1 CC Argeșu, 47 de kilograme cu 27 de kilograme. Păi eu zic să luăm un apel în direct de la, cu cine începem? Începem cu locul 1, ia să vedem cine este, Vlad Mocanu. Ia, hai să vedem dacă ne răspunde Vlăduț. V-am spus, ei nu știu că eu îi sun. Vedem în direct reacția. Ia să vedem. Dandule, să trăiești! Te salut, Vlăduț! Ești în direct în emisiunea Cafea Aromă, Cafea cu Aromă de Crap. Ești live și pe TikTok și pe canalul de YouTube. Salutare! Salut! Vlăduț Mocanu, reprezentant Tiger Bites, locul 1 pe Săpunari.
Vlăduț, să știi că noi am început să facem procesul etapei al concursurilor în desfășurarea săptămânii, iar luni dimineață încerc să iau legătura cu toți cei aflați în podium sau nu, a celor care am numărul de telefon. Ei bine, uite aici, mă bucur că tu ai terminat pe locul întâi acolo. Felicitări în primul rând. Mulțumim mult! O cantitate, așa cum ne-ați obișnuit întotdeauna, mare, peste 300 de kilograme, aproape de 400 de kilograme. Aici vreau să te rog să ne dai câteva detalii despre abordarea partidei. Ce ai făcut acolo și prin ce crezi că ați făcut voi diferența? Păi, în primul rând, nouă în prima zi nu prea ne trăgea. Am nădit mai mult, suntem noi obișnuiți așa și am sperat că ne intră peștele pe nadă, cum spunem noi pescari. Ia uite ce ne spune Manu Savu, a rupt mocanul pe săpunari, standul 18 îl știe ca pe buzunarul lui. E a doua randu când picăm pe standul 18, nu, noi tot timpul căutăm o zonă, adică zonele se colmatează, nu am pescuit, n-a avut nicio legătură cum am pescuit anul trecut, cum am pescuit acum. Dar ne-am făcut treaba bine, eu așa spun. Vlăduț, ce poți să ne spui despre cum ați abordat partida? Uite, foarte multe întrebări sunt de câte kilograme de bile ați nădit. Cu ce ați nădit, ce ați făcut, dacă poți să ne dai detaliile astea, bineînțeles. Am nădit cam 6 kg de boiles, concursul a fost doar pe boiles. Am nădit cam 6 kg pentru că am avut voie doar 2 ore cu spombul. I-am fi dat mai mult, dar atâta am dat în 2 ore. Mai ales că vecinilor le trăgea foarte bine. I-am fi dat mai mult ca să aducem cât mai mult pește în fața noastră, dar a fost bine și așa. Noaptea am dat cu cobra, în total am dat cam 18 kg de boilesuri. Oho! În total, în 48 de ore. În 48 de ore, 18 kg de boilesuri. Altceva din punct de vedere, ați avut beguri, săculeți sau altceva, ați mai cărat cu altceva, ați mai cărat nada acolo? Nu am avut absolut voie cu nimica, decât boiles și plumb, atâta. Și aveai voie să pui pastă pe boiles. Pe plumb n-aveai voie. A, deci a fost un pescuit curat, pot spune așa, din punctul ăsta de vedere. Da. Am pescuit cu scuiț și căpșună Diablo Rojo de la Tiger Baits. Diametru? La spomb am nădit numai cu 20 de milimetri. Cu cobra am dat 24, la cârlig am alternat. 16 pe 20-24. Avea perioade când o lua mai bine pe 20, avea perioade, mai ales noaptea, ne trăgea foarte bine dumbbell de 24. Ia uzi. Bă, așa de bine să răspundă peștele în perioada asta, n-a fost nimic așa, nu ți s-a părut nimic suspicios, adică de ce? Pe săpunar e mai aparte așa peștele, nu știu de ce. Noi anii trecuți când ne duceam așa primăvara, încercam să dăm cu niște bile foarte mici, de 14, de 16, velite în pastă, așa. Am prins și acum cu 16, dar nu știu, răspunde mai bine cu bile mai mari la cârlig. Cu bile mai mari? Așa, ca un pont, așa, pentru ascultătorii tăi. Păi să știi că sunt foarte mulți oameni care merg pe săpunari. Da. În rest, ne-am făcut pescuitul. Am pescuit marea majoritate a timpului pe patul de nadă. Tu știi cam cum pescuim noi. Nădim degeaba, nada aia nu o lăsăm să o mănânce pești fără să fie și capturați. Adică nu hrăniți peștii din baltă pentru patron, ci îi hrăniți pentru sling. Nu, îi hrănim pentru sling și pentru saci de păstrare. Vlăduț, ai mai fost la ceva partide anul acesta sau asta a fost prima partidă? Acum două săptămâni, am prins și acolo vreo aproape 300 de kilograme, dar nu am intrat în podium. Și am mai fost săptămâna trecută la Teiu, o brăilă organizată de Alexis Strate, am reușit și acolo să luăm locul 2 la 7 kilograme de locul 1.
Foarte tare, bravo, felicitări. Am observat în ultima perioadă că activați lacul Săpunari și vă place să mergeți acolo. Ce vă atrage? Ce vă place acolo? Păi ne atrage, în primul rând, densitatea de pește. Are o densitate foarte mare de pește, cu o medie nu foarte mare, cu o medie, nu știu, cam de 5-6 kg. Acum am rămas uimiți, pentru că în a doua noapte am prins, nu știu, cel mai mic pește de 6 kg, 7 kg. Adică cred că în a doua noapte am cântărit 13 pești, 102 kg. Wow. Adică cu o medie măricică. Da, 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 o medie de destul de mare. Când aveau o medie, nu știu, de 3-4 kg, ceva de genul, a peștilor. Dar asta ne atrage. Ne ducem, nu știu, de 3 ani de zile cam la majoritatea concursurilor, când putem, când nu avem concursuri în alte perioade. Uite, ne zice Marian Burghez, a revenit foarte bine în a doua parte a concursului. Felicitări! Mulțumim, mulțumim foarte mult! Salutare, salutare, Marian Rădulea, vă pup, fraților, nu vă săturați. Bă, nu prea se satură băieții ăștia de la Tiger Bites, văd. Nu ne săturăm. Acum, când simțim miros de sânge, acum acționăm. Salutare! Bun, Vlăduț, vreau să-ți mulțumesc, să te felicit pentru rezultatul pe care l-ai obținut și tot așa să o țineți tot anul. Mulțumim, Doamne ajută, Andu și tu să ne ții la curent cu toate știrile. Mersi frumos, în fiecare luni dimineață obișnuiește-te, așa că dacă ai cât mai multe podiumuri, cu atât mai multe interacțiuni la noi în emisiune. Te aștept să mă suni, că și săptămâna asta vom merge la un concurs pe Săpunari. Sperăm să facem aceeași figură frumoasă. Bun, mersi frumos, Vlăduț. Te salut. Zi bună, numai bine și fire întinse. Salut, numai bine. Iată, l-am avut alături de noi pe Vlad Mocanu de la Tiger Bites, omul care a reușit să câștige alături de echipa sa pe lacul Săpunari locul 1. Și haideți să vă mai repet, 374 de kilograme, o medie de pește de 10 kilograme, da, 10-350, 10-400, 10-600, 10-900, 11-600, 54-075 calitate, locul 1 general. Locul 2 general pe lacul Săpunari, Simu Alexandru și Cristi Carp Bates. Locul 3, Florin Mirea, Nelu Capitanu, Liviu Liță. O secundă, că mi-a scris și Bogdan Caba că s-a trezit, o va fi alături de noi. Păi, așa, urmează Sepi. Bun, haideți să-l sunăm locul 2 de pe lacul Săpunari să vedem ce ne poate spune. Să aflăm cât mai multe păreri. Salutare, Sepi! Te pup, salut! Sepi, știu că ai fost prezent pe lacul Săpunari, locul 2 general, standul B15, 206 kg. O partidă, cred eu, bună din punctul ăsta de vedere. Un început de sezon frumos. Extraordinar chiar. Bravo. Bravo, felicitări. Spune-ne câteva detalii despre standul B15 de pe lacul Săpunari. Să spun, prima oară când am fost pe zona aia, eu acolo, Cristi și cu colegul, cu Claudiu, au mai pescuit pe acea zonă și cunoșteau foarte bine standul. Pentru că au mai fost de două ori pe acel loc și de două ori au câștigat. Deci putem vorbi aici de un procent de 100% în momentul în care ai picat pe un stand pe care îl cunoști să ai șansa să-l câștigi? Nu, este exclus asta. Oricum a fost un pescuit mai mult de ciupelă, să zic așa. Uh-huh. Adică n-am mâncat cu un stand peștele. Prin ce poți spune tu că ați făcut voi diferența acolo? Am putea spune prin ieșirea mai sus față de vecinii stânga-dreapta. Deci pescuitul la distanță. Pescuitul la distanță, clar, ne-a avantajat.
Uite ce primesc aici, o informație, bine că nu ați primit eliminare. Ce s-a întâmplat? Despre ce e vorba? Păi, dar cine a transmis așa ceva să și spună despre ce e vorba, că nu știm. Marian Constantin. Păi, eliminare noi pentru ce? Păi nu știu, așa mi s-a transmis acum, bine că n-ați primit eliminare. Pentru ce că nu a fost vorba despre așa ceva, nu știu să aducă în discuție chestia asta. Uite, intră cu noi și Marian Constantin, îl bag acum, îl adaug acum. Să vedem despre ce este vorba. Salutare, salutare Marian. Suntem în direct la Cafea cu Aromă de Crap, suntem live și pe canalul de TikTok și pe YouTube. Marian, ești alături de, și de Sepi, concurentul de pe standul 2, acolo unde tu mi-ai scris că bine că n-a primit eliminare. N-a fost lumea, vreau să-l activez puțin pe Simo. Au jucat bine băieții, au în echipă acolo un copil de viitor care m-a impresionat și se vede munca pe care o face în afara competițiilor. Faptul că au aruncat foarte mult, au ieșit foarte în față, s-a și văzut locurile de pe podium, mai puțin de pe sectorul D, au fost câștigate de aruncători, inclusiv la standul 9. Deci putem spune că vorbim deja de un început de partidă de sezon a pescuitului la distanță. Da, da, da. S-a pescuit foarte sus, cine a dat și a nădit foarte sus au fost câștigători. Marian, spune-ne de ce ai ales varianta de exclusiv boilers în perioada asta. Este un concurs de tradiție, a ajuns la ediția numărul 6. Nu am vrut să schimb nimic acolo, probabil va veni, este primul concurs din an care se face pe săpunari. Și pescuitul la boilers are și el avantajele lui. Bine, știm că îți place și ție foarte tare. Da, bine, și eu aș fi participat, dar din păcate ca și organizator nu mai particip la competițiile organizate de mine. Iar cei trei de pe podium, mai puțin la Radu acolo, care nu avea unde să arunce decât la iepuri, s-a câștigat în prisma, au dat cât mai sus. Inclusiv Mirea au închis malul, standul 10 n-a putut să închidă malul. Am înțeles, deci acolo a fost un avantaj din punctul ăsta de vedere, da, la Nelu, capitanul și la Mirea. Radu are puțină dreptate cu firele groase și eu sunt de părere că parcă ar trebui puțin, măcar un concurs două, să vedem ce se întâmplă cu niște fire groase, pentru că e cam haos pe partea din față, se las foarte multe monturi în apă, să rup fire, deci e din cauza la canal, acolo rămân blocate în ele și se rup. Uite, ne spune și peștișorul Auriu Câmpina. Am fost aproape și noi, băieții, cu 2 de extra, în 10 minute au făcut diferența. Da, cine a ieșit în față, inclusiv băieții de pe 17, au început bine. Din păcate, Vlad le-a cam închis în momentul când a nădit, le-a închis robinetul. Și... Dar cei care au prins cel mai bine au fost cei care au aruncat sus. Dar putem vorbi acolo de o structură care să țină peștele în malul de vis-a-vis sau doar de o adâncime mai mică, să se încălzească apa sau care crezi că e diferența? De la începutul anului, bine, peștele a fost foarte sus, aproape de malul de sus. El doar a ieșit la mâncare, a ieșit la, mai mult la cei care au ieșit foarte sus. Cine a dat jos, nu a prins. Standul 16 nu a prins niciun pește pentru că nu a putut să arunce sus. Sepi, tu ce ai simțit acolo? Ați mers cu toate lansetele sus în malul de vis-a-vis sau ați mai făcut și o scară sau o altă strategie? Am avut și un pat de nadă făcut în 120 de metri, dar nu, nicio șansă. N-am prins nici măcar un pește de acolo, nicio trăsătură. Marian, tu ca și organizator ai văzut alte echipe să prindă pește de jos? Nu. Standul 11 nu a prins, standul 12 nu a prins, același lucru. Nu au reușit să arunce foarte sus.
Am înțeles. Standul 14, din păcate, Roca, știți că e cam plin de nămol. Dacă arunca și el undeva la 160 de metri, probabil și nădea, el n-a nădit acolo. Uh-huh. Dacă nădea, atunci putea să se țină cu aruncături. Deci zici, uite, Vlad ne-a dat informația mai devreme că ar fi nădit undeva la 18 kg de boiles. Da. Având... Săptămână am fost și noi la plăcere, un antrenament de test, am prins foarte bine și tot de sus. Vasi Gafton pe TikTok, da? Vasi Gafton, am să te rog să intri pe canalul meu de YouTube dacă vrei să vezi mai multe detalii, pentru că pe YouTube îmi permite programul de transmisie să vezi și exact clasamentul pe care l-am postat chiar în momentul de față. Vorbim de o cantitate totală de 1 800 de kilograme. Captura competiției, un pește de 13 kg, vorbim de lacul Săpunari, perioada de desfășurare 22-24 martie, 48 de ore. Da, s-a prins mai puțin și din cauza vremii, s-a răcit foarte tare și în prima și în a doua noapte, dimineața erau salte înghețate. Uh-huh. Dacă era vremea frumoasă și... încălzire, spre încălzire, nu doar ziua, poate și noaptea se prindea mult mai bine. Știm că Săpunariul beneficiază de foarte mult pește. Din păcate, el stă sus acolo în stuf. Marian, știm că, uite, și Sepi e prezent aici cu noi, da, și el frecventează lacul Săpunari, lacul Cenușaru, lacuri care, în momentul de față, au pornit foarte tare, cel puțin Cenușarul s-au prins peste 4 tone, 400 de pește în doar 14 ore de competiție, de feeder, ce-i drept. Dar pe Chița și pe Săpunari văd o aproximare egală și la cantitate, dar și la captura competiției. Tot un pește de 13 kg și acolo și acolo, 1 800 într-o parte, 1 800 și aici. Cum ți se pare ție, din punctul tău de vedere de pescar, cu experiență și al lui Sepi, că au pornit lacurile anul acesta? Sunt diferențe foarte mari între Cenușarul și Săpunari, ținând cont de faptul că Cenușarul se dă în cap la pește. Uh-huh. Adică uh-huh. El nu are unde să se ascundă, să stea retras. În schimb, pe Săpunari are foarte multă apă în care nimeni nu ajunge acolo și stă foarte bine. El, ce pe Săpunari, iese doar la mâncare, atât. În schimb, pe Cenușarul îi dă în cap cu nada, îi dă, îl ia de peste tot. Uite ce ne zice unul dintre urmăritorii noștri de pe canalul de TikTok. Stă sus în stuf pentru că apa este mai scăzută și este stresat. Nu cred că e vorba de stresat acolo. Uite, chiar îi spune și Răzvan. E apa mică și se încălzește, nu că e stresat. Nu, vis-a-vis, lângă malul de vis-a-vis, pe toată lungimea lui, există și un canal acolo. Chiar voiam să te întreb de structurile de pe Săpunari, pentru că știu că activezi mult lacul Săpunari. Băi, eu trebuie să vă las la muncă, îmi cer scuze, trebuie să vă las că am foarte multă treabă. Ok, Sepi, felicitări pentru rezultat și fire întinse anul acesta. Mulțumesc frumos, de emisiune frumoasă. Mersi frumos de interacțiune. Păi, structurii nu prea are ce să aibă, decât probabil pe la standul 20-21, unde este cea mai adâncă apă. Ce înseamnă că adâncime? Nu a circulat. Sincer, nu știu. Cred că Renu sau Nicu poate să spună. Eu niciodată n-am băgat markerul. N-am stat să văd. Acum e apa puțin mai scăzută. Uh-huh. Nu am informații, dar acolo este cea mai adâncă apă. Standul 21 și 20. Am înțeles. Iar malul de vis-a-vis are un canal pe toată lungimea lui, continuat de la standul 10, făcut de Relu și de Nicu, l-a dus până la standul 1. Deci el are unde să stea, poate să stea foarte bine. Se și vede că deci, majoritatea sar numai acolo. Practic are zona lui de refugiu cumva, pe unde să circule în siguranță și acolo îl poți păcăli mult mai rapid, mai ușor. Da. Dacă se reușea să se pescuiască pe toată suprafața lui, atunci cantitățile erau mult mai mari. Am înțeles. Deși, din punctul meu de vedere, Marian, sunt bune. Atâta timp cât vorbim de aproape 2 tone de pește prins în perioada asta, bine, ne-am fi așteptat ca vremea să fie puțin mai prielnică, mai bună, dar, din păcate,
Da. N-a fost chiar așa și urmează, văd tot așa, o perioadă rece acum. Vedem și săptămâna asta la sfârșit, s-au anunțat temperaturi mai ridicate, de pescuiște udă toate, am înțeles, vedem ce iese și la... Uite ce ne zice Manu Savu, este regulă pe săpunari, dai sus și prinzi, dar să sari șanțul dintre standurile 1-10, dacă nu, te uiți la ele sau legi înaintași. Da, pescarii fac o greșeală de la 1 la 10. Eu, sincer, am tras pe 10 și am pescuit cu fire de 30 cu un înaintaș. Mm-hmm. Pentru că am dat acolo de o mare de fire, se aruncă cu fire subțiri, se blochează plumbi în canal și nu mai reușesc să le scoată. Inclusiv Florin Mirea a lăsat la concursul ăsta, a lăsat echipament acolo. N-am înțeles. Iar, nu știu, trebuie făcut ceva, rămâne la atitudinea administrației să ia o decizie, dar nu prea e, că sunt foarte multe fire, peștii se parchează în fire. Mm-hmm. Știe și Nițu Dănuț, care a luat locul întâi acum, a stat pe standul 3 sau 4, n-a putut să scoată peștii din agățătură. Da. E o mare dosire. Acum la standul 2 s-au lăsat peste 30 de bucăți de wow. Plumbi înaintași. Wow. Erau, n-au fost pregătiți cu fire groase. Dar asta de ce, ce structură e acolo? Doar șanțul acela care probabil are anumite... Păi da. Da, de la șanțul ăla pleacă tot. Uh-huh. Pentru că, nu știu, probabil de la ghearele care s-a băgat cu excavatorul. Excavatorul au rămas niște adâncituri care un plumb mai ușor sare, îl scoți până la urmă, dar un plumb mai greu nu-l mai scoți. Am înțeles, și atunci se poate rupe și firul în funcție de... Na, de se rupe, da. Se rupe de unde se rupe, da. Am căzut pe standul 2, am lăsat două monturi, am schimbat și am pus fire de 30 cu înaintaș. Și am scos chiar și fire din apă. Am înțeles. Dar, dar asta se poate curăța, bănuiesc. Uite, știu că Liviu de la Cenușaru intră după la fiecare final de partidă, intră și curăță lacul. Același lucru se întâmplă și la săpunari. Se intră înainte de competiții, se curăță. Mm-hmm. Dar nu poți să-i scoți. E balta mult mai mare față de Cenușaru. E mult mai... Am înțeles. Uite, e foarte greu să bagi marker pe distanța aia unde se pescuiește pe standurile acelea, ne spune Radu. La distanță, se referă pe standurile de distanță de pe lacul Săpunari. Da, dacă pescuiești la 160 de metri, cine aruncă cu markerul? Nu poți să te duci cu markerul, corect. Dar deja acum nu mai poți să mai... Nici nu prea te mai interesează, bănuiesc eu, la distanța aia, ce adâncime de apă ai. Pentru că e clar că peștele dacă circulă... În principiu, eu caut zone tari, caut zone de trecere, mai puțin mă interesează adâncimea. Uite ce ne... Radu, mă, dar care Radu ești, mă? Radu Țârcomnicu, o fi, lasă că l-am băgat eu pe 1, pe standul 1. Da, Radu. Radu, cu respect, da. Excelență. Salutare, Daniel. Mersi frumos. Fiind primăvară, standul 1 acum trebuia să facă parte din sectorul C. Nu trebuia în deuri, că există posibilitatea să-i dai cupa direct de la tragerea sort. Am înțeles. Dar cupa de care loc? Locul 1, locul 2? Nici nu mai contează. Se poate lua, anul trecut s-a luat locul 2 general de acolo pentru că s-au încurcat sectoarele între ele. Și acum se puteau încurca sectoarele între ele și putea să urce cât mai sus în clasament, chiar și pe locul 1. Pentru cine vrea să vadă clasamentul, l-am postat chiar acum în live-ul de pe YouTube, da? Vorbesc cu voi cei de pe TikTok prezenți. Pe live-ul de pe YouTube este prezent clasamentul de la lacul Săpunari, Boile Scap, ediția 6-a, organizată de Marian Constantin. 21 de echipe prezente la start, o tonă 800 de kilograme de pește. Prins, cel mai mare pește, 13 kg, 0,25. A fost o competiție exclusiv pe cantitate, Marian? Nu. Cantitate-calitate. Da. Cantitate-calitate. Se poate echilibra numai din cantitate
calitate, pentru că la cantitate n-ai decât să faci cu premii pe fiecare sector în parte. Uite ce spune, ce spune Radu, ce cupă să-i dai Sepi, că de-abia am ieșit pe 4, pe cine să prize acolo, că nu erau, erau 5 pești pe standurile alea. Am alergat după 10 pești de dracu m-a luat. Da. Pe ce stand a fost Radu Țărcomnicu? Pe standul D1 au prins 47 de kilograme 700, o calitate de 27 de kilograme, o medie, cred eu, de vreo 5 kilograme aici. Da, 5 și dacă, un pic. Bine, s-a punctat de la 1 kilogram. Peștii sub 1 kilogram au fost eliberați. Dar au fost și pești de cantitatea asta de 1 kilogram, de 1 kilogram și ceva, 2? Au fost și pe acolo. Mhm. Uh-huh. Că în clasament văd un singur stand. A, B12 le bănuiesc că n-a fost prezent sau ce s-a întâmplat? Nu, au fost, dar ziceam mai devreme, nu au fost aruncători. Și iar la B12 a fost un singur băiat în echipă. Viscol Lucian. Viscol Lucian, da. Da, da. Care e a treia oară când s-a de singur pe acel, pe acel stand. E un stand care trebuie să foarte sus. Acum 2 ani, mi se pare, ediția numărul 4, de pe standul 12 a câștigat Nicu Zetec cu Marian Vecinu și au luat și cel mai mare pește de pe baltă, numai prin prisma aruncărilor. Am înțeles. Uite, și Senzor, peștișorul auriu cu Alex, s-au bătut foarte tare aici, văd B13 cu B15 cu Simu pentru poziția a doua în clasament. 170 de kilograme, 206, 30 de kilograme. Cristi cu Claudiu și cu Simu au beneficiat de avantajul standului șteici. Băieții de acolo nu și-au făcut treaba, uh-huh. Au beneficiat și de peștele care era la 16. Deci aici a fost diferență. Iar 13, da, 12 nu a ieșit sus, la fel. Deci vorbim în momentul de față de o partidă de pescuit pe distanță. Distanța a făcut diferența în momentul de față. Ce-am văzut eu, da. Am înțeles. Mari, îți mulțumesc frumos de interacțiunea cu noi. Cu siguranță, de acum încolo, cam asta este activitatea noastră luni dimineața la cafea cu aromă de crap. Luăm analiza fiecărui clasament din weekendul anterior sau săptămâna anterioară, depinde de perioada concursului, și o dezbatem luni dimineața la cafea cu aromă de crap. Și, bineînțeles, iau din clasamentul general numerele pe care le și am și eu ca și pescari în competiții, îi sunăm să aflăm cât mai multe detalii despre ce au făcut acolo în fiecare partidă. Lunea viitoare noi suntem la un individual la Lazuri, la Bogdan Caba. Chiar el urmează să-l apelez acum. O să iei în direct de la noi. Bun. Să vedem ceva. Un individual de 70 de ore. Perfect. Ia uzi. Stai așa. În ce perioadă acum? 31 martie, 3 aprilie. Săptămâna viitoare. A, nu. La ăsta nu sunt. Sunt la următorul. 7 aprilie, 10 aprilie sunt la filmare pe Lazuri. Da. Bun. Bine, Marian, mersi frumos de interacțiunea cu noi și îți doresc multă sănătate și succes în tot ceea ce faci. Doamne ajută la toți. Te salut. L-am avut pe Marian Constantin în direct cu noi, organizatorul concursului de pe lacul Săpunari. Ei bine, acum urmează să intrăm în direct cu Bogdan Caba de la Lazuri 5. Lazuri 5, lacul care, bineînțeles, ne-a surprins cu capturile sale de start din acest sezon. Da, Robert, gata, cum să nu. Bună dimineața, Bogdan! Salut, Andu! Ești în direct la Cafea cu Aromă de Crap și pe TikTok și pe YouTube, așa cum ne place nouă, începem senzaționalul. La ora 9 și jumătate suntem de, mi-a dat mesaj TikTok-ul că suntem deja de 90 de minute activi.
Deci pot spune că suntem de peste de aproximativ 2 ore în direct. Ești alături de noi. Am vorbit despre Lazur 5. Am prezentat 2 capturi minunate acolo, una dintre ele a lui Ionuț Nicolau, 24 de kilograme, 575, standul B3. Da. S-a prins în weekend. Da. Sâmbătă mai așa. Ce ne poți spune de începutul ăsta fulminant al lacului Lazur 5? Față de anul trecut, eu știu și cred că e o diferență foarte mare, nu? Da. Nivelul de apă, probabil, și calitatea apei au făcut ca peștii să răspundă foarte bine în acest sezon. Știm că s-au prins și în ianuarie și în februarie pești peste 20 de kilograme. Deja am ajuns la 20 de pești, atenție, 18 diferiți. Deja peste 20 de kilograme prinși. Deci decât 2 din cei 20 se regăsesc dubluri, așa să spun. Wow! Wow! Se simte în vocea ta așa o bucurie enormă. Da, îți dai seama că încep roadele muncii mele și a investițiilor, bineînțeles. Dar totodată știi că nu mă pot abține de la pești mari și o să mai cumpăr de la fermele de care mă sună. Cum am spus și în live-urile tale, de la Braconier nu mai cumpăr. Foarte, foarte bine menționat asta, Bogdan, pentru că oamenii au avut o reacție foarte frumoasă în urma podcastului nostru din iarnă, care cu siguranță au înțeles ceea ce înseamnă Lazur 5 și au înțeles că nu este o semi-mică pușcărie pentru pescari din punct de vedere al regulamentului, ci este un lac care te învață să ții până la urmă peștele în brațe pentru o poză minunată. Și un lac care, cred eu, din punctul de vedere al condițiilor, pot spune numărul 1. Andu, nu știu, să nu exagerăm, că nu-mi place să mă cred așa atotștiutor și investitorul numărul 1 în România cu lacul meu, dar eu sper și mă bat întotdeauna să aduc plus valoare. În fiecare an voi aduce plus valoare acestui lac, pentru că este o pasiune dusă la extrem. Și îmi place să investesc acolo, pentru că este casa mea și îmi place când mă duc să pescuiesc, să nu mai pescuiesc peștii pe care am avut anii trecuți, să aduc peștii întotdeauna noi, să am o provocare continuă acolo și de ce nu, condițiile pe mal întotdeauna să fie din ce în ce mai bune. Ca de exemplu săptămâna asta, ieri, de fapt am dat drumul la am semnat un contract vineri cu săptămâna trecută cu Digi. Și am televiziune acum de la ei și internet pe toată balta. Deci am Wi-Fi pe toate căsuțele și pe toată raza lacului. Foarte tare. Asta mă bucură foarte mult și pe mine, pentru că urmează să avem noul proiect alături de Lazur și Cârligul lui Gagiu, în care vom fi alături de toți băieții prezenți pe lacul tău acolo în desfășurarea competițiilor. Și bineînțeles să avem, creăm și film, da, filmare din dronă, interviuri de pe lac. Facem probabil și un live sau două pe toată perioada concursului și cu siguranță aveam nevoie de treaba asta, Bogdan. Bravo, felicitări! Da, Wi-Fi-ul, deci ai 5 linii lejer la Wi-Fi acum, pe toată suprafața lacului. Bun, perfect. Între timp am să-i rog pe toți cei care sunt live alături de noi pe TikTok, haideți cu distribuirile, pentru că văd doar 7 din punctul ăsta de vedere. Să ajungă informațiile cât mai multe la cât mai mulți dintre noi, pentru că urmează să aflăm și câteva detalii mai ample din partea lui Bogdan despre Lazur 5 și bineînțeles și din punct de vedere al pescarului Bogdan Caba. Nu vorbim aici doar de administratorul Lazur 5, ci vorbim și de un pescar dintre noi, pescar care este prezent pe mult mai multe lacuri din România, nu este administratorul ăla care să-și țină lacul în brațe și să stea doar acolo. Membrii clubului Natural Carp, membrii clubului meu, da, că eu sunt președinte acolo. Și a fost un weekend greu, că tu ne cunoști pe toți. Și da. De ce să spun, abia mi-am revenit așa un pic. Sâmbătă am sărit un pic calul, dar a fost voie bună, s-au prins și pești. Am scipat pești noi, că de asta spun, de fiecare dată îmi place să prind pești noi. Inclusiv eu am prins un pește de 17 kg pe care l-am scipat și l-am botezat. Te salută Lord Tupeu. Salut, nu știu. Exact așa e nickname-ul de pe YouTube. Salutări, Bogdan Caba. Salut, oricum îi salut pe toți. Au fost alături de mine și
pe live-ul pe care l-am avut în vineri seară alături de soția mea, pentru că am vrut să aduc niște lămuriri suplimentare la aceste carduri de membru și la cardul gol, pentru că am avut niște discuții pe la târg pe acolo cu pescari care, îți dai seama, m-am întâlnit cu foarte multă lume și, să zic așa, am fost un pic tras de mânică că ei nu pot pescui pe lazuri 5. Și le-am spus, de ce zic? Asta a fost prima întrebare. Foarte bine, da. N-avem recomandare. Da, că n-avem recomandare, că am auzit că se intră foarte greu acolo. De astea zic, sunt niște zvonuri prin piață, așa, în ghilimele, prin piață. Uh-huh. Să spun așa, spuse de unii care efectiv nu știu despre ce e vorba, sau au băgat bățul prin gard, știi? Adică nu te dubă la lazuri, că acolo e greu de intrat, are la niște condiții de tăia capul. Total fals și total neadevărat. Pentru că n-au fost pescari care au fost, să zic așa, care au vrut să vină pe, și au avut interes să vină pe lazuri 5 și o să-i refuz, decât pe aceia care, într-adevăr, aveau poze pe profilurile lor cu peștii ținuți de brahi, pești ținuți în brațe așa și fără saltea de primire sub ei, știi? Adică oamenii nu pot să-i primesc momentan pe lazuri 5 pescarii aceia, pentru că efectiv ce-ar face cu un pește de 20 de kilograme să-l țină la poză dacă el nu poate să facă poză cu un crab de 5 kilograme? Foarte corect, așa este, Bogdan. Da, pentru că știe toată lumea, la mine peștele este primordial acolo, adică dacă nu avem grijă de ei, nu ne mai bucurăm. Peste un an, doi, vedem cu burțile în sus și gata, s-a dus și investiția, s-a dus și pasiunea, se duce tot, îți dai seama. Și până la urmă se duce și plăcerea noastră pe care tu încerci să o faci cât mai amplă și cât mai bine. Că despre asta vorbim, adică trebuie să ne dăm seama că avem de suferit toți, nu doar patronul sau doar pescarul. Exact, adică sunt niște reguli de bun simț, efectiv pentru protecția peștelui. Ric, textil și fluorocarbon am introdus anul ăsta și textilul, că am văzut că e o modă, acum e un trend cu begurile astea. Uh-huh. Zic, hai mă să fac și lucrul ăsta, într-adevăr, la târgurile unde am fost eu, în Londra și la Manchester, englezii, efectiv, prietenii noștri de aici, știi că am semnat un parteneriat cu ei. Da, 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 știu. Au demonstrat, efectiv, că firul textil la Ric, atenție la Ric, deci nu la înaintaș, face o diferență în prinderea peștelui. Și m-au convins. De ce să spun? Am introdus această regulă și în acest an, pentru că eu nu sunt genul ăla de administrator care sunt bătut în cap la propriu, da? Da, și să nu fii deschis spre plăcerea pescarului până la urmă. Exact, exact. Și zic, bă, frate, dacă mi-ai demonstrat și mi-ai adus argumente că acest lucru face bine peștelui și îl prinde mai mult decât pe fluorocarbon, hai să introduc și această regulă, demonstrându-mi, repet, acest lucru. Corect, corect. De asta zic. Sunt deschis întotdeauna la inovații, sunt deschis la tot ce este safe pentru pești. Corect. Uite, Bogdan, să știi că eu chiar acum, și pentru voi cei care mă urmăriți pe TikTok, am postat în momentul de față pe chatul de pe YouTube emisiunea de tip podcast alături de Bogdan Caba din iarnă, o emisiune absolut de senzație pentru foarte multe... Ce înseamnă viața unui administrator de lac și prin tot ceea ce a trecut Bogdan ca să realizeze ceea ce este în momentul de față pe Lazuri 5 și Lazuri 1, aveți în momentul de față pe chatul de pe YouTube linkul de la emisiunea cu Bogdan. Arată-mi un patron care refuză un pescar profi care are grijă de pește. Nu există așa ceva, ne spune Marian Rădulea. Sunt nenumărați pescari care spun asta, nu doar eu, și pescari de competiție. Să ne înțelegem. Marius, ce ai spus, Marius? Ia să vedem unde ești, ce mesaj ai, unde... Chiar nu există să refuz pe cineva... Pe cine, auzi, pe cine păcălește Bogdan? Mai are puțin și cere taxă de respirat și pașaport la intrarea pe baltă. Păi te vezi? Da. Vezi ce comentarii? Nu există așa ceva la mine... N-am auzit. E prima oară când aud asta. Oamenii care vin și mă cunosc acolo și stau de fiecare dată de vorbă cu ei, nu le vine să creadă ce informații aveau înainte să ajungă pe lazul 5 și după ce au ajuns pe lazul 5. De asta spun, s-a pus pe piață o minciună de asta, un neadevăr absolut despre lazul 5, că vezi, Doamne, eu sunt super exigent, că eu sunt super arogant, că sunt super de-astea, zile, reguli. Reguli, cu foarte multe reguli, da. Da.
poți, și nu vreau să intru în detalii, pentru că toate astea pleacă tot de la cei care sunt în capul pescuitului din România, știi? Bine, Bogdan, și acum știi cum e, că dacă n-ai hater, nu existi. Da, nu e vorba, dar hai să fim realiști și hai să întrebăm, bă, 600 de oameni care au carduri. Deja sunt vreo 300, peste 300 de membri care au cardurile active, da? Da. Dar sunt 600 în total de membri care au pescuit 2022-2023, da? Da, corect. Adică sunt 600 de oameni, nu 60, nu 6, nu 100. Sunt 600 de oameni. Chiar aia toți sunt proști și eu sunt deștept. Bă, da, e foarte trist, pentru că în momentul în care noi pescarii între noi facem asta, uite, mă uitam acum și la noi avem 9.000 de oameni care s-au uitat la podcastul nostru, Bogdan, și din 9.000 de persoane n-am avut nici măcar un comentariu în direcția asta pe care, uite, Marius 787, da, de aici, de pe TikTok. Nu am avut niciun mesaj ca mesajul lui Marius. Și am să-l rog pe Marius să ne dea mai multe detalii de unde și până unde s-a ajuns la ideea de a cere bani, taxă de respirat, auzi, și pașaport la intrare pe baltă. Andu, dacă o taxă de 200 de lei pe zi, atenție, pe 24 de ore, cu căsuță, cu iluminat, cu prize, cu ponton, cu TV, cu Wi-Fi gratis, cu dușuri, cu toalete curate, impecabile. Curățenia, apropo, la toalet, este făcută de soția mea, da? Ca să ne înțelegem ce aroganți suntem noi. Peștii din baltă, peste 50 de pești, peste 20 de kilograme, peste 2500 de pești de la 8 kilograme în sus, da? Comedie de 13 kilograme, da? Atenție! Ce să mai, despre ce să vorbim? De 200 de lei, pe care este taxa aia? Cu saltea de primire în taxă, da? Deci ai și salteaua de cădița tip, credit. Credel, da. Dacă și asta este o taxă mare, păi să mai îmi spună, nu 5 bălți, îmi spună o baltă cu condițiile astea și cu taxă de 200 de lei din România. O taxă cu taxă, o baltă cu taxă de 200 de lei. Cu aceste condiții. Nu, dar văd că a aruncat gogoașa și n-a mai scris nimic, n-a mai zis nimic. Ăștia sunt haterii, cum spui tu. Da. Să ne înțelegem, aici comentează doar haterii. New Lake Lazur 5 este o baltă de top, restul este cancan, spune Paul Fishing. Felix Țintea zice că a rămas fără net. Bă, da, tot ce-i posibil. Da, uitați, să nu uitați... O secundă, Bogdan, nu uitați de inimioara de a deveni membru pe canalul de TikTok. Este gratis și ajută doar la dezvoltarea comunității. Nu uitați și de obiectivele pe care le-am pus aici, pentru că începem săptămâna, da, o săptămână cu foarte multe detalii. Am încercat să iau, am, Bogdan, 6 clasamente în momentul de față, de 6 concursuri. Am sunat din fiecare concurs podiumurile și administratorii de lac. Uite, tu ești al doilea, am sunat și pe Marica de la Chița Lake 2. În fiecare dimineață cam asta va fi activitatea la cafea cu aromă de crap. Și cred eu că până acum nu a mai fost făcut așa ceva. De asta îmi place să fiu unic de când am intrat pe piață cu proiectul Cârligului Gagiu și voi continua să dezvolt treaba asta. Nu te mai dezvolta, că uite, s-ar hateri, că și la tine știi cât e. La mine, cu cât crezi mai mult, cu atât mai mulți sunt. Da, din păcate nu putem să-i mulțumim pe toți, deci nu, ce să facem? Asta e, facem și noi cât putem, facem pentru, eu fac efectiv ceea ce fac acolo, pentru acești membri pe care i-am acolo, îi respect. Au venit, apropo, și încă doi membri care nu au avut treabă cu clubul nostru în acest weekend, au fost invitați pe bandă alături de noi să vadă și ce înseamnă natural carp. Bogdan, am primit un mesaj tare rău de tot. Andrei Method Fishing. Eu nu prea citesc numele de pe canalul de YouTube, pentru că este o regulă aici și citesc doar numele celor care susțin canalul meu, dar fiind mesajul foarte bun, foarte frumos, îl citesc. Păi să meargă la Lazur 5, care are Wi-Fi acolo. Dacă a rămas fără internet, da. Uite, ne mai spune Marius de la CMB. Din contră, sunt bălți cu taxe mult mai mari care nu oferă ce oferă caba pe baltă. Salutându-o, am fost pe Lazur 1, baltă frumoasă cu pește, însă trebuie să umble puțin la paznicul bălții. Auzi, Bogdan? Da? Da. Ce s-a întâmplat? Ai vorbit
legătură. Să mă sune să-mi spună în privat dacă... Cornel se numește băiatul. Auzi, Cornel, scrie pe Facebook lui Bogdan și spune exact ce s-a întâmplat acolo sau dacă vrei să ne descrii aici câteva cuvinte fără probleme. Sau să-l suni fără probleme, la fel că probabil ai numărul lui. Bun. Dacă eu nu spun ceea ce se întâmplă, să-mi seama, că eu n-am de unde să știu, că nu știu ce face paznicul meu sau băieții de la pază la mei. Uite, încă un băiat ne dă un mesaj. Acum, Bogdan, îți citesc exact așa cum e. Da. Paznicul, un gunoi. Da, deci al doilea, deci două conturi diferite. Dacă mai avem păreri aici, băieți care au cunoscut, astea nu face nimic decât îl ajută pe Bogdan să poată să ducă spre mai bine situația. La banii pe care îi dau la paznic, îți dai seama că îmi permit să-i spun orice. Corect. Încă un mesaj frumos, pomană la acești bani. Sunt bălți cu aceste taxe și nici măcar un ponton, nu mai zicem de toaletă. Poate să plouă o săptămână, a plouat acum două săptămâni, vreo 3-4 zile, non-stop a plouat. Nu, toată lumea stătea în papuci, deci cu șosete și în papuci, în crocsuri, da? În crocs. Ia uzi. Ce să zic, n-ai nicio problemă să stai în noroi, să stai în mizerie și așa mai departe. Ne zice Cornel că este vorba de domnul mai în vârstă, care vorbește foarte urât și cataloghează toți pescarii ca hoții. Deci, Cornel, dacă ai nevoie de contactul lui Bogdan Caba, scrie un mesaj pe Facebook, ori la mine la Cârligul lui Gagiu, ori pe New League Lazuri 5 și cu siguranță îți răspunde, că știu că acces la pagina ai doar tu, Bogdan, nu? Doar eu răspund la toate întrebările și pe Facebook și pe privat și peste tot și la telefonul care este afișat pe site și pe Facebook. Până nu aduce două penepoleze din alea să-ți facă vânt vara... Nu îmi fac abonament la Caba. O să le aducem. Adu, eu încerc scuze, trebuie să ajung la dentist la ora 10. Ok, ok. Carina? Ok, Bogdan, mersi frumos de interacțiune. Să știi că mai aveam un singur pește de prezentat. Peștele lui Alex Matei de 21,6 kg prins pe Lazur 5. Acum îl avem poza pe YouTube. Azi noapte s-a prins ăsta? Ăsta azi noapte, ieri s-a mai prins un 23 și un 20. Sâmbătă. N-am reușit, a fost de dimineață, pe repede înainte mi-am făcut portofoliu de imagini, doar astea două am reușit pe New League Lazuri 5, dar de acum încolo am să te rog pe tine și revine în atribuitarea ta să îmi dai duminica poze cu capturile de pe Lazuri 5 din timpul săptămânii. Eu de obicei le postez pe Facebook, pe pagina de Facebook New League Lazuri 1 și 5 și acolo postez toate capturile săptămânii. Bun. Atenție, doar pești mari, nu postez pești de 10 kg. Nu, doar pești mari. Da, pești da, mari, da. Bun. Prins 3, weekend și azi noapte ăla de 21,600. Perfect, atunci asta îmi permite mie să pot să intru pe Facebook și să pot posta exact de pe da. Site-ul vostru. Da. Mulțumesc, aveți o săptămână. Bun. Bun, perfect, Bogdan, mersi frumos. Individual sau la cupa membrilor ești? La individual nu sunt, am înțeles că vine Marian Constantin, e prezent acolo, am vorbit cu el mai devreme. Eu sunt la următoarea competiție. Ok, te aștept și să ne vedem cu bine. Mersi frumos, numai bine, sănătate și o zi bună. Bun, l-am avut alături de noi pe Bogdan Caba, administratorul lacului New Lake Lazuri 5 și 1. Urmează să intrăm în direct cu Lucian Văduva, pescar care a reușit să obțină podium pe lacul Dori Pesco și, bineînțeles, că dorim informații și de acolo. Dar toate acestea după o scurtă pauză publicitară, nu de alta, dar am obosit. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante.
îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul... Și pe YouTube... Gata, suntem ok pe ambele canale de socializare ale noastre. Salutare, salutare Mirea, salutare tuturor băieților celor care mai sunteți alături de noi. Urmează să intrăm în direct cu Lucian Văduva. Salutare, Luci! Ești în direct la Cafea cu Aromă de Crap și pe TikTok și pe YouTube. Doamne ajută! Salut pe toată lumea care e prezentă pe live. Vrem să te felicităm. Vrem să te felicităm cu toții pentru locul 1 obținut de pe standul 20 la Brăila Primăverii de pe lacul Doripesco, Energy Carp Brașov. Salutare și felicitări! Da, mulțumesc frumos la toată lumea. Doamne ajută! Da. Spune-ne, Luci, ce ai făcut-o acolo să poți să obții locul 1? În ce fel ai abordat partida de pe Doripesco în perioada asta rece, pot spune? Nu rece, foarte rece, cu minus 5 grade în prima noapte. Eram nevoit să încălzesc tamburii înainte de a lansa, pentru că nu puteam lansa mai mult de 100 de metri, că era firul foarte înghețat și se lipea practic fir de fir și nu se desfășurau buclele după tambur. Nicio glumă, la un moment dat s-a lipit de ponton, a trebuit să iau o găleată de apă din baltă să dau pe el, că nu puteam să-l deslipesc, să iau peștele, era cu pește la mal. A fost foarte frig, deci nu frig, n-am pescuit niciodată pe vreme din asta. Am făcut un pescuit, din punctul meu de vedere, precis. Am sondat un pic zona. Care observ eu că primul cântar al vostru nu a fost foarte favorit, doar 4 kg. Bănuiesc că doar un singur pește prinseseți. Da, un 4,3 kg, în schimb colegii... 4,430, da. Da, băieții de la 2,20 prinsese deja vreo 5 pești, eram așa într-o dilemă, nu știam ce să fac, cum să fac, dar... Cine se mai uită la live în casă? La mine? Nu, la mine se mai uită cineva și se aude, se dublează sunetul. Da, nu știu. Abia nu.
Ok, e bun. Zine, să... zine Luci. Gata, s-a rezolvat. Da? Da. Am pescuit la distanțe destul de mari. Mă gândesc eu așa față de vecini. Pentru și vecinii au pescuit destul de sus. Eu am început un pic cu momitoare. La început au prins de 3 pești mici, 2 pe beguri mai mari. După aia eu am rămas tot așa pe beguri, cum stilul meu de pescuit. Bine, sunt și pescar de boilies, sunt și pescar de momitoare, dar unde e nevoie. Unde consider că e nevoie momitor, folosesc momitor. Unde consider că e nevoie boilies, folosim boilies. Bine, știm cu toții că Energy Car Brașov este un lot care pescuiește foarte mult cantitate și le place cantitatea, asta e clar. Da, foarte mult, da, ne place să pescuim la cantitate. Deci ce să fac anul? Am nădit pe la 140 de metri cu spombul. Deci vorbim și de o nădire, vorbim și de o nădire grea, da? Deci n-ai evitat să nădești. Nu, am nădit destul de mult, cred eu, pentru alții care le-au fost mai sceptici, n-au avut tupeul ăsta să pot ce să nădească. Eu am nădit undeva la, nu știu să zic, 10-15 kg de semințe. De semințe. Da. Semințe includem, la semințe includem și alună tigrată? Și alună tigrată, da. Pentru că știm că voi sunteți, pot spune așa, experți în pregătirea alunei. Da. Păi am folosit alune, am folosit spărturi. De 2 ore, Daniel, suntem pe live, de la ora 8, în fiecare dimineață la Cafea cu Aromă de Crap, dezbatem de acum încolo tot ceea ce înseamnă clasamente din săptămâna anterioară. Până acum am vorbit despre, nu știu, cred că 4 lacuri. Am intrat în legătură cu 2 administratori de lac. Acum suntem cu Lucian Văduva, ocupantul locului 1 pe lacul Doripesco. Așa că dacă aveți întrebări despre partida lui Luci de pe Doripesco, vă aștept și pe voi cu cât mai multe curiozități despre ceea ce a făcut el acolo. Bun. Da, am folosit niște cârlige micuțe, am pescuit exclusiv bag, am avut o singură curiozitate, am băgat un băț pe bilă, am făcut un pariu cu un coleg de stand pe 100 de lei, care de a zis el că 100% dacă dau una pe pustiu o să aibă trăsătură la bilă. Și am zis, băi, eu cred că o bilă singură, în atâta apă, n-are cum să se găsească crapul, doar cine știe cum se întâmplă chestia asta. Și am făcut pariu, bineînțeles că i-am luat pariu, i-am lăsat bățul 2 ore jumate în apă ca să se convingă. Da? Și nu s-a făcut, n-a făcut diferența. Adică nu, n-a tras. Nu. E greu, perioada asta cu frigul ăsta, ai mai mult succes pe momitoare sau pe beguri, din punctul meu de vedere. Dar s-a dovedit că am încercat și cu momitor, dar tot așa, n-am avut trăsătură. În schimb, pe beguri am prins foarte bine. Din punctul meu de vedere, să prins 308 kg în 48 de ore pe o vreme din asta, eu zic că e destul de bine. Bă, da, s-a normal. Ziua peștii stau în masa apei, fiind cald, nu prea se hrăneau și încălzeau și ei solzii la soare. Noaptea începeau să coboare pe patul de nadă. Ziua nu prindeam decât 3-4 pești pe zi. Azi dimineața până în 10-11 mai ciugulei, 2-3 pești. În rest, ce să zic? Deci anul acesta este un an în care crezi că begul și pescuitul la distanță face diferența? Pentru că am vorbit și cu Marian Constantin mai devreme, organizatorul concursului de pe săpunari, și am discutat acolo și acolo ne-a spus clar că diferența s-a făcut prin pescuitul la distanță. Pescuitul la distanță, da. Mai ales pe Doripesco a început să fie peștele mult mai sceptic, mult mai hoț, să zicem așa, între ghilimele, și preferă pescuitul ăsta mai izolat, mai fără prea multă gălăgie, gen multe fire, multe bubuieli, cum aș zice. Știi ce mă impresionează pe mine? Faptul că nu ați omis să nădiți puternic, să nădiți agresiv din punctul ăsta de vedere că ați folosit și spombul pe o perioadă ca asta. Da. Că și pe săpunari, la fel, Vlad Mocanu a nădit acolo 18 kg de boilesuri în 48 de ore. Da. Tu, cam de ce cantitate de nadă vorbim la voi? Tot așa,
undeva la 15 kg de semințe, cred că. Mm-hmm. O găleată de la Babil aproape, fără o palmă, așa l-am folosit o găleată de la Babil de semințe. Am înțeles. Uite, mai mă uit pe clasament aici. Un total de pește capturat, 1 tonă 502 kg. Cea mai mare captură, un 18.600. Da. Locul 1, voi, cu... Dar n-am cantitatea totală la voi aici, sau? Ba da, am. Un total de 308 kg. Da. Locul 2, 184. Cum? Am o medie de aproape 10 kg, fără câteva sute de grame, la 31 de pești. Da, 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 308 kg pentru voi, cantitate totală. Locul 2, 184, iar locul 3, 55 de kg. Adică pot spune că le-ați dat cu balta în cap. Da, într-un fel sau altul, da. Adică eu nu știam, n-am pescuit standul 20, nu știam mare lucru despre el. Cunosc destul de bine Doripesco, am avut pescari buni în stânga, pot să zic. Dar pe standul 21 și standul 22... Și 23, băi, ați închis de tot, adică și 24, da. 9 kg, 13, 48, 45 față de 400 de, de 300 de kilograme ale voastre. Da, standul 19 a pescuit binișor, din punctul meu de vedere. Sunt și niște pescari bălții care cunosc foarte bine Doripesco. Cred că îl cunosc mai bine ca mine, pentru că eu... Uite, este activ, este cu noi pe live. Salutare de la standul 19, ne spune Cătălin. Salut. Da, au pescuit destul de bine și băieții, dar v-am zis, ei stau mult pe Doripesco, aproape că la toate concursurile. A, echipa de la echipă 220 și Bites, care au reușit să captureze și ei aici, 182 de kilograme lângă voi, adică lupta a fost cumva așa. M-au speriat un pic, i-au luat 5 pești, m-au luat unul de 4 kg, eram așa un pic, zic, bă, ce facem? Observ că... La cântarul 1 a fost peste voi, deci cântarul 1 au fost peste voi, cântarul 2 ați dat voi foarte bine și asta bănuiesc, deci vineri noaptea ați prins voi foarte bine. După nădirea masivă, masivă pentru perioada asta, să nădești 5-6 kg în perioada asta, nu prea mult se încumestă să facă lucrul ăsta la o nădire, în afară de suplimentările cu spombul între pauze. Corect. Da, nici eu n-aș fi început. Ți-am spus, din punctul meu de vedere, n-aș fi intrat nicio cu o nădire atât de masivă. Chiar din start. M-am gândit, zic, bă, ăștia au luat 38 de kg, la cum mănâncă peștele, eu am un 4 kg, zic, ori nădesc, ori stau așa, mă uit la baltă. Și am ales să nădesc. Și uite că ai luat varianta cea mai bună până la urmă. Da. Ai ales varianta cea mai bună. Am avut o discuție tot așa cu Ciripoi Iulian, un prieten care a venit să mă ajute între la pescuit. Așa, a avut o chestie când a intrat în stand la 12-1 noaptea, și că dă-mi și mie cobra. Zic, ce cobra? Și că cum adică ce cobra? Cobra de nădit. Zic, păi eu nu am cobra în stand. Și că nu pot să cred, e primul concurs la care merg fără cobra. El este foarte ahtiat pe cobră, să nădească, să... El a zis, el că merge la pescuit, numai el dă cu cobra, nu are voie nimeni să pună mână pe cobră. Și la un moment dat zic că, hai domne, tu glumești, cum să n-ai cobră? Zic, n-am nici băilisuri, da, păi cobră. Zic, am doar băilisuri de cârlig, dacă vrei să punem pe Meltex, să dăm câteva ori, să dai câteva bine în apă. A început și el să râdă. Zic, după aia iar începuse, cum domne n-avem? Bă, dar zic că n-avem. Zic că, doamne ferește, făcea. Da, el vrea să nădească și eu n-aș fi, și dacă aș fi avut cobră, și dacă aș fi avut băilisuri, nu aș fi dat cu cobra pe timpul nopții în apă. N-aș fi împrăștiat nada în stand. Deci ai fi mers pe o nădire punctuală, ca să zic așa, pe o nădire da, la punct ochit. În perioada asta, da. Cât mai, adică dacă dădeam un stomp stânga-dreapta, îmi părea rău. Pentru că eu știam ce, adică zicea, împrăști nada, supranădești zona, adică nu mai dai grămadă acolo toată. Am înțeles. În perioada asta, așa că... Când e cald afară, când e altceva, să mișcă peștele, să plimbă, să altceva. Da, corect. Eu am încercat să pescuiesc mai mult la punct fix, cum ar veni. Adică să nu
doar flipsat, să nu depășesc zonele. Ziua mai dădeam câte una așa, mai de control, mai pe sus, mai pe alea când nu mânca peștele. Asta doar așa ca să mai luați pulsul cumva, să vedeți traiectoria peștelui pe unde. Dacă e ceva pe zonă, da. Adică nu pescuiam în același loc. Dar noaptea preferam să pescuiesc cât de cât la clipsat. Deci clipsat, poți să ne spui și distanțele în care ai pescuit acolo? Da, am rădit pe la 140, am pescuit pe la 145 maxim. A, deci totuși vorbim de o distanță nu neapărat foarte mare, dar o distanță care trebuie să o duci practic toată competiția. Da. N-am avut ziua, mai ieșeam cu una la 150-155, mai încercam, știu. Dar noaptea mă apropiam cât mai mult de zona nădită. Și s-a văzut diferența, adică dimineața în ultima zi de concurs cum ar veni, după 24 dimineața am ales să-i dau 10-15 spumburi, s-a și văzut la nicio oră au început lansetele să tragă. Am ciugulit câțiva pești și ți-am zis medie de 10 kg. Da, o medie destul de bună, adică o medie foarte bună, având în vedere că foarte multe standuri de pe Doripesco văd că sunt cu zero. Adică pentru toți ceilalți, o secundă, pentru toți cei care sunteți pe TikTok, eu sunt live și pe YouTube, iar pe YouTube îmi permite să pot să vă postez imaginile cu clasamentele și cu câțiva pești din partidele acestea, așa că dacă vreți să vedeți sau să reluați tot live-ul, că pe TikTok se pierde, îl aveți înregistrat, filmat, cu poze, cu clasamente, pe canalul meu de YouTube, Cârligul lui Gagiu, acolo unde vă aștept pe toți. Da. Deci o medie foarte bună pentru vremea asta de început pentru Doripesco. Deci, eu, din punctul meu de vedere, eu anul trecut am prins peste 12 pești săriți de 20 de kilograme la bec. Și nu pe bălți cu pești foarte mari, cum e Ianisu sau Sacoșu, pe bălți normale am prins. Și pe Doripescu am prins mulți de 20 anul trecut și nu are pește mult, de peste 20 de kg Doripescu. Da. Și de Hermes Periș nu mai vorbesc, am luat 5 pești pe standul 8, săriți de 20 la beguri. Deci, și ați mai luat pește mare, Luci, pe Periș, când am fost și eu parcă acolo la filmare, pe mijloc, pe undeva. Și la naționale am luat de 17, ții minte, tot pe beguri, da. Când am făcut la etapa de CN, unde am și câștigat generalul pe baltă atunci, după standul 16, dacă nu mă înșel, când am fost pentru Bucovina. Da. Să-i ajută băieții de la Bucovina. Pe beuri. Pe beuri, da. În stânga am avut pe Angel Bait și în dreapta am avut pe băieții de la Cristian, pe Felix Țintea. Da. Da, și mi-a mers bine și pe beguri, dar în schimb și pe sărculeț. Inline. Am pescuit. Pe boilies nu prea am avut rezultat pe... Bine, putem să vorbim și aici de un pescuit curat din punctul ăsta de vedere al năditorului sau al pungii solubile din... punctul de vedere al dezvoltării în anul acesta. Este un pescuit plantat, dar totodată și lansat, din punctul meu de vedere, begul. Da. Un pescuit care a luat foarte mare amploare în România. Mulți nu-l practică din cauza că le e greu să facă pungile sau le e greu să muncească să facă pungile, pentru că o pungă nu se face foarte ușor. Îți ia undeva la 3-4 minute să o realizezi corect. Dar voi vă faceți, voi vă creați pungile, plecați și cu ceva pungi făcute de acasă, adică prelucrați de acasă? Eu mi-au minim 100 de beguri făcute de acasă. Wow. Adică dacă trage peștele să nu stau acolo, am undeva la 200 de plumb tot timpul la mine, gata, pregătiți de lucru. Adică nu mă duc să stau acolo, stau seara când beau o cafea, mai mă uit la televizor, mai fac 20-30 de beguri, le pun în cutie. Da. Bine, asta și înseamnă evoluție în pescuit, să nu stai niciodată, tot timpul ai câte ceva de făcut în stand. În momentul în care spui că nu-ți trage peștele și te-ai pus pe scaun și aștepți și te pui pe bere sau pe șpriț, nu mai faci nimic. E clar că nu ai șanse. Îți scad șansele mult mai mult. Da, îți dai seama. Da, nu, eu tot timpul am activitate. Îmi place, v-am zis, îmi place foarte mult pescuitul la boilise. Un pescuit curat e un pescuit mai relaxant pentru oameni care vor să relaxeze. În schimb, pescuitul la beguri e muncă, din punctul meu de vedere. Trebuie să nădești, să
pescuiești cât mai grupat să... Muncă de care voi nu fugiți. NRG-ul să știe clar că nu fuge. Da. Eu n-am treabă. Eu pescuiesc. Adică, nu. Depinde acum. Bun. Sunt multe chestii și multe criterii. Aici, dacă intrăm în subiectul ăsta, este interminabil. Nu neapărat nădirea în sine. E vorba de montură, e vorba de multe lucruri. Da, corect. Astea cu siguranță, Luci, le vom dezbate într-un podcast care va urma cu siguranță să fii invitatul meu. Da. Și acolo vom dezbate și subiecte de pescuit. Acum, uitându-mă pe canalele astea de socializare, pe Facebook, pe TikTok, au apărut tot felul de producători din ăștia, de nărți, care de beguri, de nu știu ce, și mă uit la ei, mulți habar n-au să lege un cârlig. Adică folosesc varneș la anumite cârlige care n-ar trebui să folosească varneș. Sunt multe greșeli care le fac și cum așează montura în pungă și cum face punga și multe chestii. Uite, să știi că subiectul ăsta l-am abordat și cu Ciprian Floroiu în podcastul pe care l-am avut săptămâna trecută de joi, în care era foarte afectat și foarte supărat pe, așa zis și, să zic între ghilimele, influenceri în direcția asta, în care învață oamenii și urmăritorilor care îi urmăresc să pescuiască greșit. Deci nu numai că montura e greșită, să și pescuiască greșit, că totul pleacă de la montura, adică dacă pe aia o faci greșit, mai și vinzi produsul ăla, e groasă, e grea de tot. Dar crede-mă că mulți fac monturi, o aruncă în apă, au pește pe pat, ia montura în gură peștele și nu se înțeapă, efectiv o ia și o scuipă, ca și cum ar scuipa o sămânță. Și zice, bă, nu-i bună nada care am cumpărat-o, dar ei nu se gândesc, bă, dacă montura mea nu-i bună, dacă cârligul meu nu lucrează corect, dacă lungimea forfagului nu e adecvată pentru peștii care sunt în apa respectivă, pentru dimensiunile peștilor. Corect. Sunt multe chestii, dacă te duci la ciortăneală, ai o lungime de forfag, dacă te duci la pește mare, ai o altă lungime și așa mai departe, și grosime, și multe chestii, și cârlige, și cum e legat, cu varniș, fără varniș. Corect, discuții corect. Interminabile despre pescuitul la bec. Dar eu testez chestiile astea de vreo 5 ani de zile și le-am învățat din punctul meu de vedere, eu cred că le-am învățat foarte bine. Se și vede pe anul trecut pe rezultate. E, uite, pentru noi nu e asta decât un plus valoare pentru informațiile pe care le putem obține și le putem da mai departe pescarilor, pentru că până la urmă despre asta vorbim. Noi, pescarii de competiție, așa cum ești și tu, și eu nu mai pot să mai mă consider acum un pescar de competiție, pentru că în ultima perioadă accesul la competiție mi-e mult mai îngreunat de prezența mea pe lacuri, să filmez evenimente și să aduc informații către cei care mă urmăresc pe mine. Dar, în același timp, pot spune că am o experiență în spate care pot să-mi dau și eu cu părerea. Și asta ne ajută să dăm mai departe și să învățăm oamenii să pescuiască corect. Da, într-un fel sau altul, da. Da, uite, te roagă unul dintre urmăritorii noștri să ne spui și nouă lungimea ideală. Lungimea ideală la ce? La forfac, la înaintaș, la ce? Dă-ne mai multe detalii. Se referă. De asta este în funcție de... lungimea forfacului o faci în funcție pe la forfac, că, la forfac se referă. La forfac, lungimea forfacului o faci în funcție și de dimensiunile peștilor. Cu cât peștii sunt mai mici, faci dimensiunea mai mică, cu cât peștii sunt mai mari pe zonă, faci dimensiunea mai mare la forfac. Acum pot să dau un exemplu, când pescuiești la pește, gen între 3 și 6-7 kg, eu folosesc o lungime de undeva la 8 cm la bec. Când folosesc undeva, când pescuiesc la pește mare, folosesc undeva la 12 cm. Asta e, cred că, și în funcție de fiecare cum vrea să abordeze partida, cum e el obișnuit, dar în același timp contează foarte mult și de răspunsul peștelui. Păi aici mai e încă un semn de întrebare. Că
și dacă ai montură de 8 cm și pescuiești pe o zonă măloasă, iar nu este bine, pentru că în momentul în care ți s-a topit punga, plumbul a plecat în mâl și ți-a tras și montura după el și nu exact. Deasupra și cârligul este afundat în mâl și e greu să prinzi peștele. Exact, doar să mănânce foarte bine, să se hrănească peștele foarte bine încât să vină și să aspire practic, dar foarte greu. Oricum e clar că acolo ești în dezavantaj total. Aici sunt discuții interminabile cu pescuitul. Din ce cauză? Pescuitul nu este o știință precisă din toate punctele de vedere. Unul la mână. Pescuitul ți-l faci și în funcție de tine, tu ca pescar. Corect. Cum știi să sondezi o golă, cum știi să abordezi partida, în funcție de vecinii care ai. Eu degeaba îi zic la X, la Y, bune domnule și pescuiești așa că prin pește, dacă eu nu sunt acolo să văd, să citesc oarecum balta, să văd despre ce este vorba. Că să te îndrum să-i zic, da, domnule, pune nadă din aia și prins pește. Corect, corect, așa înțeleg? Este. Adică da. E diferențe mari din funcție de multe chestii. Da, adică corect. Putem oarecum să apropiem și să îndrumăm lumea spre un pescuit aproape corect, dar nu este corect. Că sunt multe chestii care apar inevitabil. Iarbă pe substrat, miros de sulf, adică mâl din ăla sulfurat, mâl mare. Sunt momente când peștele mănâncă pe mâl, când e foarte frig afară și găsește larve în mâl și mâlul fiind mai cald stă acolo. Și atunci trebuie să abordezi altfel partida. Suntem discuții despre da, pescuit. Corect, corect, așa este. Suntem discuții. Eu degeaba zic băiatului, da, domnule, pune forfac de 8, că ăla e bun. Și se duce și el nu știe să sondeze și aruncă în mâl pe genunchi, că nu o să aibă trăsătură nici 48 de ore dacă stă. N-are cum. E inevitabil să ai trăsătură. E foarte greu. Corect, așa este. Suntem, uite, ne spune cineva că suntem factori care influențează. Da, dar toți factorii ăștia care influențează, noi trebuie să-i găsim practic singuri. Că până la urmă despre asta vorbim. Că în momentul în care tu ceri informația de a pescui corect și să faci ceva corect acolo, nu poți dacă nu te duci pe baltă. Adică doar să te duci cu lecția făcută de acasă, pun lanseta 1 sus, lanseta 2 sus, lanseta 3 jos, lanseta 4 nu știu unde, nu rezolvi nimica. Că dacă tu nu dai de substrat singur, să-l iei la... Chiar dacă primești informații, am vorbit mai devreme, Luci, cu unul dintre membrii mei care a fost la Chița 2 și a primit informația că în 47 de metri pe standul 3 va avea frecvență de pește. Ei bine, dacă tu găsești, ai informația asta, tot trebuie să pui mâna pe marker, să-l dai acolo și să periezi, să poți să-ți dai seama ce ai acolo și ce te pune în avantaj, că e groapă, că e substratare, că e agățătură, că ceva este acolo, clar dacă aia îți dă pește. Da, îți dai seama. Bine, mai sunt chestii. Bine, 47 de metri fix, asta mi se pare o prostie. Eu lucrez ori pe 45, ori pe 40, ori pe 50 de metri. Adică, eu nu cred că peștele stă priponit în 2-3 metri, nu se deplasează deloc, din punctul meu de vedere. Da, corect, mai ales adică... că ei au găsit acolo o suprafață tare, ceea ce știm cu toții că pe tare peștele se hrănește foarte bine, clar. Nu neapărat primăvara, din punctul meu de vedere. Exact, uite, ne spune Toris, consider că sondatul este primordial în orice partidă. Localizare, prezentare și repetiție. Da, corect, așa este. Da. Repetiția și antrenamentul este mama învățăturii, asta e clar. Adică, dacă nu socializezi cu balta să te duci măcar o dată pe lună la pescuit, nu o să faci performanță, că e greu să faci. Corect, că corect. Te rupe de realitate, nu... Adică ai momente, eu spre exemplu știu, uite, spre exemplu pe Balta Boldești, Grădiștea, unde am rezultate foarte bune, e un pescuit de plăcere și lumea ia tot peștele acasă de la respectiva baltă. E o baltă dificilă, are 180 de hectare cu substrat mălos, cu... Eu prind de fiecare dată când mă duc acolo pește, înțelegi? Dar... tot așa, trebuie să ai grijă exact cum pescuiești, ce faci, ce dregi, că poți să nu există nada minune, din punctul meu de vedere. Da, corect. Nada minune. Există nadă care nu poate să-ți aducă pește, care să ți-l sperie după patul de nadă. Eu am pățit, nu dau nume și m-am hotărât să nu mai pescuiesc decât cu ce fac eu. Nu mai cumpăr de la nimeni nadă. Îmi fac eu nada și pescuiesc pe ea. Îmi dă rezultat, mă cert. Dacă nu-mi dă rezultat, mă cer pe mine. Dacă îmi dă rezultat...
mă laud pe mine, adică știi cum e. Bine, îți și place și ai acces la informații, ești pescar de câți ani de zile, Luci, despre ce vorbim? Vorbim de o perioadă de 14 ani în competiții și de vreo 20 ceva de ani la CRAP. Ia uzi, mulți înainte și cu rezultate, da? Vorbim de prezențe la campionatul național, de prezențe peste tot la concursuri mari. Eu la fiecare etapă de naționale am ieșit printre primii, la toate etapele din istoricul meu de pescuit la CRAP, bine. M-a ajutat foarte mult și Vali Mărtoiu, îi mulțumesc pe această cale, că m-a îndrumat în arta pescuitului și am încercat să devin mai bun din ce în ce mai bun. Toate etapele de naționale, dacă se uită lumea și pe Corbu și oriunde am fost maxim locul 4, general, maxim. E, asta nu înseamnă decât ambiție și evoluție din partea ta, pentru că ți-ai dorit să faci asta. Nu ai cerut sfatul printr-un mesaj pe un canal de socializare și să primești informația cum să pescuiești. Da, și cu Claumar când am fost, am ieșit de două ori locul întâi. Adică și la CRI, pe Ianis, nu fusese niciodată, am fost pe un loc foarte slab, am terminat pe 2 atunci și așa mai departe. Adică la chestii din astea de naționale, de alea e ambiția foarte mare și orgoliul ăla de bă, cu toate că n-ai niciun premiu în joc și astea, premiul e tu ca pescar. Da, da, da. Ție ce faci tu în situația respectivă. Corect. Și eu mă ambiționez foarte tare, mai ales când pescuiesc în doi, că nu există a treia părere. Cine te cunoaște, știe asta. Da, da. Și cam cu majoritatea pescarilor care am pescuit pentru prima oară, chiar am făcut rezultate. Adică și îmi place mai mult să pescuiesc în doi decât în trei. În asta doi? Sunt mai puține păreri? Da, sunt mai puține păreri. Și am avut rezultate. De câte ori am fost cu băieți mai începători care nu prea știu care-i treaba și au vrut totuși să asculte și au căzut de acord cu ce le-am zis. Și eu aveam momente când le ziceam, bă, dacă stăm liniștiți următoarele 50 de minute, ori o să luăm un pește mare. Dacă vă apucați și puneți mâna pe cobră, nu o să-l mai luăm. Da, corect. Ziceam că sunt din ăștia, hai domne, nu dăm bine, păi stai un pic, păi nu că hai să dăm, că n-am mai dat, că pleacă peștele, că nu mai e peștele, stau mai răbdare 10-15 minute, 20 de minute și dăm și bine. Și s-a întâmplat să plece, câte un 23, câte un 25, câte un 19, zic, uite, vezi, dacă te dai bine, nu mai l-ai pe ăsta. Luci, să știi că îmi place foarte mult cum gândești, cred că e primul live în care interacționăm așa exclusiv pe pescuit, să zic, cap-coadă. Și mi-aș dori tare mult ca diseară să intri alături de noi. Eu diseară voi intra live alături de băieții noștri care sunt prezenți pe lacul Coiland Lake în Italia, aproape de Milano, acolo unde încearcă să prindă un crab koi mare. Bine, nu numai unul, îți dai seama că vor să prindă cât mai mulți. Au o partidă de 7 zile, de o săptămână acolo, au primele 36 de ore deja parcurse fără trăsătură și poate reușim să interacționăm cu ei diseară. Și cu siguranță să venim cu un plus valoare din punct de vedere al informațiilor. Da, de ce nu? Poate îi ajutăm și poate și prindem un crap în direct. Uite, dacă e pentru de seară, pot să-mi iau și trusa frumos aici pe fotoliu la mine, să mă apuc să fac niște monturi, niște baguri. Sigur. De ce nu? Sigur, Luci. Bun. Perfect. Așa rămâne să stabilim ora. Eu o să pregătesc anunțul și cu siguranță vom fi live pe TikTok ca să putem să intrăm și video. Ok. Da? Bun. Perfect. Mersi. Ne auzim înainte să-mi pregătesc eu cam un trepied din ăsta unde pot să-mi pun telefonul ca să vadă bine și să eventual să facem un bag, două, trei. Super. Perfect. Sigur că da. Okay. Sigur. Sigur, Luci. Bun. Așa rămâne. Rămâne să stabilim ora la care vom intra și voi face eu anunțul public în care o să ți-l dau și ție. Bun. Perfect. Mersi frumos de interacțiune și felicitări încă o dată pentru locul 1 obținut pe Dori Pescu. Mulțumesc și Doamne ajută. Fire întinsă la toată lumea. Ne auzim. Numai bine. Sănătate. Da. Bun. Uitați ce frumos este când începem dimineața
cu foarte multe informații ale pescuitului. Mi-am dorit tare mult o emisiune de dimineață, de genul acesta, de procesul etapei, sau, bineînțeles, să dezbatem absolut orice subiect de pescuit, de tot ceea ce înseamnă pescuitul din România. E o ediție la care nu voi renunța niciodată, Cafea cu Aromă de Crap, în fiecare luni dimineața, să vedem pe cât îmi permite timpul, dacă putem să o dublăm sau să o triplăm și să vorbim în cât mai multe dimineți despre pescuitul și despre pasiunea pe care noi o dezbatem cu toții și pasiunea care ne leagă pe toți cei care suntem prezenți pe toate rețelele mele de socializare, cum ar fi canalul de TikTok unde suntem live acum, canalul de YouTube unde suntem live în continuare și atenție, da? Deci suntem live și pe canalul de YouTube, aici unde va rămâne înregistrat absolut tot ceea ce discutăm și pe TikTok și pe YouTube. Pe YouTube avem un sunet mult mai bun, un video mult mai bun și cu VDM-ule, mersi frumos de pălărie. Însă am nevoie de la voi să îndeplinim obiectivul ăsta de mămăliși de aici, da? Haideți că nu l-am pus degeaba, avem 12 din 50 și 100 de trandafiri, avem 42 dintr-o 100. Haide, hai să îndeplinim și obiectivele pe TikTok, că asta mă face și pe mine să fiu mai în adrenalină, să fiu mai activ și să dezvolt cât mai mult activitatea noastră de a obține cât mai multe informații de la pescari cu renume. Astăzi, după cum ați văzut, am avut foarte multe interacțiuni audio, ceea ce vom avea din ce în ce și mai multe, foarte multe acțiuni pe care vreau să le dezbat în emisiunile Cafea cu Aromă de Crap lunea dimineața și cu siguranță veți avea și voi foarte multe. Salut, Andu! Foarte multe de învățat. Salut, Andu, nu ar fi rău să deschizi un post de televiziune. Păi să știi că deja mă declar televiziune privată online, pentru că activitatea noastră este din ce în ce mai mare pe rețelele de socializare. Foarte mult timp îl petrec cu voi live, luni dimineață, de la ora 8 avem Cafea cu Aromă de Crap. Marți seară, de la ora 20:30, avem Fish and Tricks, acolo unde învățăm monturi, moduri de preparare a nadei și utilizarea nadei și monturilor și prezentare de echipamente avid, claumar, pescar și așa. Deci și marțea este o activitate destul de intensă pe canalul de YouTube Cârligul lui Gagiu, iar joia avem zi de podcast în care avem renumiți invitați din sistemul competițional de pescuit, de la care nu avem nimic de pierdut, ci doar să învățăm și să dezvoltăm partidele noastre de pescuit, să avem cât mai multe rezultate bune. Și urmează, bineînțeles, încă una sau două ediții. Deci, practic, suntem televiziune, nu mai este un simplu podcast, așa cum am intrat pe piață, doar un podcast de joia. Suntem televiziune online privată. Am accesat toate cele spuse de mine și am toate atribuțiunile din punctul ăsta de vedere. Voi încerca să fiu cât mai mult alături de voi cu foarte multe interacțiuni de genul acesta. Iar acum am să vă rog pe toți cei care sunteți pe TikTok și vreți să vedeți clasamentele despre care noi vorbim, că mai avem, încă n-am terminat ediția. Ia uite, ne îndreptăm spre 2 ore și jumătate de emisie. Iar n-am terminat. Da, mai avem Hermes Periș și Cenușarul de prezentat. Hermes Periș, avem clasamentul acum în direct postat pe canalul de YouTube. Ia să-l vedem și noi mai îndeaproape. Hermes Periș, am avut concursul Jack, ediția a 19-a, Cupa Primăverii. Ce să zic? Pești mari, pești mulți. Ia să vedem aici. Standul 3. Un primul pește de 20 de kilograme, 875. Hai să vorbim de peștii mari prima oară, de primii pești din clasamentul fiecărei echipe. Standul 3, 20, 875. 4, 15 kilograme. Standul 5, 18 kilograme. Standul 6, 10 kilograme. Standul 7, 19, 800. Standul 8, 19, 200. Standul 1, un 11 kg.
Standul 2, 20 de kilograme, 150, peștele 1, peștele 2, 15 kilograme, deci 2 pești de peste 15 și 20 de kilograme. Standul 19, un 12 kilograme, standul 20, destul de slab aici, un 10 kilograme, Ionuț VDM-ul. VDM-ule, ce-ai făcut acolo? De ce a fost atât de slabă activitatea ta? Ești activ? Ești aici? Putem intri în direct cu noi? VDM-ul, dacă ești activ, dă-mi un mesaj, da? Să ne spui ce s-a întâmplat pe standul 20 acolo la tine. Standul 11, un pește de 24 de kilograme, 125. Dacic, Andrei Șerban, Alexandru Lulea și Elena. Standul 13, stand care a și ocupat poziția 1 în topul clasamentului, 19 kilograme, 0,75, 16,700, 14, 12,800, 11,700, 11,500, 6 pești, un total de 86 de kilograme, o medie de 14 kilograme. L-a rupt carasul pe VDM. Ia uzi, deci pe standul 20, VDM-ul cu ce a pescuit acolo de a prins atât de mult caras. Păi, din fruntea clasamentului, cu bancherul, i-am dat mesaj să-l anunț să intre în direct cu noi, a spus că nu-i permite timpul că este la servici. Adrian Ghiță, locul 2, i-am scris, dar nu mi-a răspuns. A citit mesajele, dar nu mi-a răspuns. Locul 3, Ghiță Adrian, scuze. Iar locul 2, Mastescar Prim, uite, l-aveam pe Cezar acolo, dar n-am numărul lui de telefon. A, uite că e VDM-ul aici, a pescuit cu beguri. Păi hai, VDM-ule, să te sun, să ne povestești un pic de activitatea de pe Hermes Periș, pentru că ai fost acolo. Salut, Andu. Salut, Ionuț VDM, ești în direct la Cafea cu Aromă de Crap, unde dezbatem procesul etapei al concursurilor desfășurate în săptămâna anterioară. Standul 20 pentru tine de această dată pe Hermes Periș, stand unde ne spune Felix Țintea că te-a rupt carasul. Da, din păcate carasul a fost foarte activ, în cauza vremii de afară schimbătoare am avut temperaturi enorme, ziua undeva la 16-17 grade, seara am avut sub 0 grade în prima noapte de vineri. Din păcate n-am putut să facem diferența cu absolut nimic. Am încercat și un pescuit la bilă, de două lansete. După cum mulți știu, acest concurs a fost cu patru lansete. Și am încercat să facem, să jucăm gen două lansete pe bilă, două pe bec. Pe bilă nu ne-a răspuns absolut deloc. Majoritatea au jucat pe bec, pe toată balta. Din ce informații am eu și ce am vorbit cu băieții. Da. Am mers foarte prost. Știm foarte bine că Perișul pleacă destul de greu în perioada asta, mai ales martie, aprilie, din cauza temperaturii apei care vine de sus de la munte și peștele nu e atât de activ. Ai văzut o activitate acolo a echipelor din punct de vedere pescuitului cu begu pe Hermes Periș? Știu că se practică în ultima perioadă pescuitul la beguri intens pe toate lacurile. Păi, cam toată lumea a pescuit cu beguri, de ce să te mint, chiar și stânga și dreapta. Și a fost și Narcis pe standul 14, la fel care îl știi. Da. Cutia cu beguri de la Sensor Planet, la fel și el tot cu beg a pescuit. Am stat de vorbă cu el. Nu, singura diferență ce am putut să facem să prindă pești mai mari a fost un beg făcut cât mai mare, cu o pungă cât mai mare, gen un beg plantat. Mai multă nadă pe zona de montură, bănuiesc. Asta a făcut diferența. Păi, uite, exemplu, eu sincer am încercat cu niște punguți de 75-150, am încercat să fac niște boilers de 16 mm în ele, cu niște pelete de 4 și de 6, am încercat cu un snowman la cârlig, tot la fel cu o bilă de 16 și n-am avut, tot am avut, m-a dăpădit carasul, am prins 2-3 caras și am prins și un ciortan de 3-4-5 kg. Adică, pe caras a fost foarte activ, nu numai la mine, la toată balta, toți băieții au prins caras. Bine, și asta bănuiesc că probabil și din concentrația pungilor pe care ați avut-o cu toții acolo. Bineînțeles, dai seama că toți ne-am încercat să facem un pescuit cât mai fin, cât mai la distanță, toți am căutat malul, ce am observat, toată lumea a căutat malul, că acolo știm cu toții că zona e mai,
mai în perioada asta e mult mai activ peștele, uh-huh. Se încălzește mai repede apa, că e mai mică și automat am încercat ca tot să atingem malul. Din păcate eu am căzut pe standul 20, un stand greu. Un stand greu pentru vremea asta. Standul 20 e un stand bun puțin mai încolo, în perioada iunie, iulie, august. Da, și mai ales că am fost septembrie. A fost un pic greu, știi? Uh-huh, uh-huh. Da, ați fost localizați și puțin prost din punctul ăsta de vedere al sectorizării din da, da, da. E greu și pe august. Da, corect, e greu și pe august, dar mult mai bine decât acum. Adică aș prefera standul 20 în august decât acum. Și eu la fel. Pentru că acolo poți să-ți faci joaca de ciortaniadă în august, fiind foarte cald, fiind platourile pe care le deține standul 20 acolo pe Hermes Periș și poți să-l abordezi mult mai accesibil decât acum, în perioada asta. Deci fii atent, Andu, în prima seară, în afară de deci în vineri seara, decât standul 24, dacă nu mă înșel, a avut un pește de 3 kg. Rest, toți după oală, în prima seară n-am prins niciun pește. Wow! De-abia când s-a încălzit vremea de sâmbătă, eu sâmbătă seara am prins toți peștii care vezi în clasament, de 5 pești. Am înțeles. Deci sâmbătă noapte la 1 noapte, deja când, știi? Și practic în momentul în care a început sâmbătă noapte să dea extra, de începând de la standul 3, dacă nu înșel, încoace, știi? Clar erau în o poziție că peștele începe să urce spre oală, dar... Vă dădea cumva un răspuns că s-a pus în mișcare, da. Da, 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 dar clar s-a oprit undeva pe la 14, că par... 14 dată, ultimul extra, dacă nu mă șel, dar nu au trecut extra, a fost de 14 kg și ceva. Am înțeles. Uite că mi-a răspuns și... Băieții după standul 13 până în prima noapte, care au câștigat și locul 1. Auzi că ai postat o mare frumusețe de caras, ne spune cineva. Am prins un caras de 4 kg jumate. Oh, ia uzi. Am zis că e ciortan, mi-a plecat de sus de acolo. Vrei să-mi bați recordul, a? Păi a prins și moșii lângă mine, unul de 5 kg. Eu am în momentul de față recordul pe Hermes Periș, caras. Bine, e hibrid, ce-i drept, un F1, un hibrid de pe care a iscat multe controverse acolo pe rețelele mele de socializare, peste câteva milioane de vizualizări. Bineînțeles că și câteva milioane de frigidere umplute am avut. Că mint, că nu știu ce e aia, că ce pescar sunt eu, că ce nu știu ce... Cred că e record pe toată țara, 7 kg și jumătate. Da, într-adevăr, am recunoscut faptul că este un caras hibrid. Un caras F1, da. Dar este caras, nu a fost punctat. Eram în timpul concursului și peștele ăla nu mi-a fost punctat pentru că e caras. Mușii l-a băgat la sac, n-a văzut, l-a prins noaptea la 5 kg. Păi și noi la fel am descoperit că e caras. Noi l-am pus la... Dimineața la cântar și-a dat seama. Noi l-am pus la sling. A venit cântarul oficial să ne cântărească George cu bebe. George, auzi, cum îi zice, zi, cioară cu bebe. Și în momentul în care l-am scos din sling, din sacul nostru de păstrare, în slingul de cântărire, cioară l-a văzut și zice, bă, zice, ia stai un pic, ce e ăsta? Și ce caras? Cum o să fie caras? Eu eram pe alt stand la filmare, că și filmam în același timp. Și m-au sunat colegii, m-au sunat băieții, zice, băi, vino repede la stand că avem un record la caras prins de noi. Zic, cum mă? Ce caras? Zic, care caras? Ce peștele ăla de l-am prins noi nu era crap, era caras. Bă, zic, lasă-mă naibii, știi? Da, da. Și avem recordul la caras, cel puțin pe Hermes Periș. Nu știu dacă pe țară, dar în Hermes Periș știu clar că deținem recordul. Da, oricum greu, a fost un concurs greu, după părerea mea. Uite, de cât nu și-au făcut pești, s-a făcut diferența de medie, adică... Uh-huh. Foarte mulți din podium nu ne-au făcut pești, știi? Adică da. Standul 13 și standul, nu mai știu exact. Standul 13 și-a făcut peștii, au avut toți peștii. Locul 2 de pe standul 5 și-a făcut peștii. Locul 3, de exemplu, Adrian Ghiță, care de la Green Lake, care urmează să intrăm în direct acum și cu el, nu și-a făcut peștii. A avut 6 din 7 pești, da. Fii atent, la Ghiță, cum a fost toată chestia? L-am sunat, eram cu el 5 la 5, știam că avem 5 la 5, știi? Mm-hmm. Pești. Și eu în ultimele jumătate de oră am pierdut 2 pești. Asta a fost greșeala mea, că pescuiam cu sporturile, știi? Și ca să ajung sus acolo, bătând vântul în față, cu bec de 140 grame, mă gândeam, zic să... Și am băgat sporturile, știi? Și n-ai cum cu 5 libere jumate să faci drept și asta. E rup gura la ciortanul ăla. Deci tu dacă făceai pești, îl băteai pe Ghiță. Da, dacă... Deci l-am sunat în ultimul...
un sfert de oră zi. Ghiță, ți-ai făcut pești și ce mai luat unul dimineața după cântare. Și zic, eu am pierdut doi acum. Chiar atunci când am sunat pe el, pierdusem doi pești. Da, am înțeles. Și el a avut un ultim pește, văd pe foaie, de 3,875 kg. Dacă vreți și voi să vedeți clasamentul, intrați pe canalul meu de YouTube, pe Cârligul lui Gagiu, și vedeți clasamentul în direct acum. Da, el a avut de 3 kg, da. Da, 3,875 kg chiar. Uite că unul dintre obiective l-am îndeplinit, VDM-ule, cel cu 100 de trandafiri, mai avem obiectivul de 50 de mămăligi. Bă, mămăligile m-au făcut să revin aici pe TikTok, pentru că știi bine că ăsta e cadou care îmi place mie cel mai mult și e cadou care practic ne semnifică ceea ce facem noi, da? Ce facem noi pescarii. Mămăliga ne leagă de absolut tot ce înseamnă pescuit. Bun, VDM-ule, vreau să-ți mulțumesc de interacțiune. Pentru că urmează să-l sun și pe Adrian Ghiță, care este la servici și mi-a dat mesaj că și-a rezervat timpul de câteva minute să fie alături de noi, să ne dea și el detalii despre standul unde a pescuit el pe Hermes Periș. Mersi frumos, te salut! Doamne ajută, numai bine! Bun, l-am avut pe Ionuț VDM alături de noi, pescarul de pe Hermes Periș, de pe standul 20. Acum urmează să luăm în direct ocupantul poziției a treia din clasament, unul dintre ocupanți, Adrian Ghiță, Stas și Udrea, echipa Green Lake, de pe standul 2. Îl sunăm chiar acum pe Adrian Ghiță de la Green Lake. Alo. Alo, salut Adi, ești în direct la Cafea cu Aromă de Crab, suntem live și pe canalul de YouTube și pe TikTok. Vrem să te felicităm pentru poziția din clasamentul de pe Hermes Periș, poziția a treia, standul 2, un pește de peste 20 de kilograme într-un start de sezon. Ce ne poți spune despre abordarea partidei de acolo? Cum ați abordat-o și ce a făcut să fiți pe podium? Ce să vă zic, am avut 6 trăsături de crab, 6 pești, am mai luat și noi vreo 10-12 caraș. Deci și la voi a fost activ carașii? În prima zi, da. A doua zi mai puțin. Ați folosit cumva beguri sau care a fost montura pe care ați folosit-o? În prima zi am pescuit exclusiv la beg. Deci și voi ați pescuit la beg? Da. Uh-huh. A doua zi am schimbat puțin. Am avut două beg, două bilă. Uh-huh. Și răspunsul pe ce a venit prima dată? La crap. Prima oară am prins pe bec. Dar peștii mari au venit la bil. Deci, practic a răspuns exact în forma Hermes Periș. Bila face legea. Exact, da. Am văzut la băieții de pe standul 4-5 că au început să dea cu bile la cârlic și ciuguleau. Și am zis să încercăm și noi. Standul 4-5, standuri care au prins destul de bine pentru perioada asta, dar noi știm cu toții că Hermes Periș pleacă puțin mai greu. Și da, încercau să dea mai sus și probabil de-aia au și pus bilă. Și au avut câteva trăsături. Am zis să încercăm și noi și chiar ne-au intrat. Și pe standul 2 acolo pentru voi a fost tot așa un pescuit la distanță sau nu a contat asta și a contat mai mult localizarea peștelui? Am încercat să pescuim și în buza malului, dar, după cum știți, standul 2 are multe agățături pe lângă mal și ne-am mai retras 5-10 metri. Uh-huh. Cu toate că peștii mari nu i-am prins, i-am prins undeva la 80-100 de metri, adică nu departe. Am înțeles. Deci, uite că n-a fost. Am mai discutat despre concursuri, despre competițiile de pe lacul Săpunare, acolo unde se discuta foarte mult de pescuitul la distanță, pe Dori Pesco la fel pescuit la distanță și acum eram curios dacă și pe Hermes Periș vorbim de distanță. Deci uite că există posibilitatea și șansa încă să mai găsești peștele aproape pe Hermes. Da, după cum știu, standul 2 e un stand de cantitate și sezon, un full sezon. Peștii nu-i prinzi așa la buza malului. Da, corect, așa este.
Erai aproape să... Am vorbit cu VDM-ul mai devreme și mi-a zis că a scăpat chiar doi pești pe finalul ediției, cât pe ci să pierzi podiumul, având în vedere că n-ați reușit să faceți cei 7 pești. Da, într-adevăr, m-a sunat la finalul concursului, aproape de finalul concursului, și mi-a spus că a pierdut doi pești. Dar, na, ăsta-i pescuitul, n-ai pești. Da, corect. Sau pierzi. Corect. Dar uite că până la urmă la voi bila a făcut diferența. Bănuiesc că bilele, clar, de la George, de la Forcarp. Ce bile ați ales să folosiți în perioada asta? În general solubile. Și la curling tot solubile am avut. Bun. O strategie foarte, foarte ok din punct de vedere al vremii. Vremea ne-a zis, VDM-ul, că a fost destul de frig, foarte frig noaptea, iar ziua... Foarte frig, da. Într-adevăr, în ultima zi, văzând că avem și 3 echipe de pe sector 15, am reschimbat și am pescuit la Begur și așa am reușit să mai prindem și al 6 la pește. Cel de 3,8 kg, da. Bănuiesc. Da. Da, bine, era normal să intre puțin așa frica că putea să pierdeți oricând, chiar și cu pești de 2 sau 3 kg, cine făcea peștii... Corect. Clar câștiga sectorul. Dar nu conta media, toate că noi aveam o medie bună, conta numărul de pești. Da, corect, așa este. Bun, păi cam asta vroiam să aflăm de la tine, Adi, și de la Ionuț VDM, cam stilul de abordare de partidă și pe ce a funcționat peștele mai bine, pentru că știm cu toții, în ultima perioadă, foarte multă lume, foarte mulți pescari vorbește de pescuitul la beg. Și vroiam să fac așa o diferență, dacă încă begul poate bate Boilesul în competiție. Uite, pe săpunari, Boilesul a făcut diferența. A fost exclusiv Boiles și s-a prins aproape 2 tone de pește. Da, oricum e mai dificil și mai greu pescuitul la beg. Dar crezi tu că face, din punctul tău de vedere, crezi că face diferența în unele situații? Probabil în primăvara, toamna, da, dar eu de-abia aștept să treacă perioada asta și să trec din nou pe bilă. E greu, e dificil. Adică dificil. Mai ales că noi am fost în doi, nu știe toată lumea să facă un beg. Dacă suntem unul, doi în echipă care putem să facem, na, nici acasă n-avem timp să facem, îl faci pe baltă. Acum că a fost de așa natură, de n-am avut trăsături. Dacă aveam trăsături, era greu să ținem... Da. Să ținem numai pe beg. Uite, ne spune cineva că cine te oprește să bagi și bilă în beg? Nu te oprește nimeni. Da, nimeni. Nimeni, clar. E de încercat și de ce nu? Mai ales dacă ai o bilă, niște bile mici de 14, de 16 mm, eu zic că chiar ar fi indicat cu un pic de praf ca să poți să o echilibrezi punga destul de bine. Și să poți să mergi cu ea. Și bineînțeles că dacă ai și pescuit aproape cu săculețul, la fel, poți să bagi bile fără probleme. Sau bile sparte și așa mai departe. De asta cred că dacă pescuiești aproape, nu cred că și are rostul punga, da? Da. Poate doar așa de o prezență mai bună, mai mică, dar aș folosi săculețul fără probleme. Sau da. Meltexul, dacă nu-ți permite săculețul concursul și așa mai departe. Adică sunt variante. Da. Da, pe la distanțe mari, unde nu poți să ajungi, unde nu poți să nădejdi, de exemplu, nu ai voie să nădejdi decât cu cobra. Exact. Da, poți să dai mai mult de 120 de metri, 125 de metri, că poți să dai cu cobra, de exemplu. Exact, așa este. Ceea ce face, chiar face diferența. Aici, din punctul ăsta de vedere, da. Aici sunt și eu adeptul și chiar face diferența. Clar. Da. Bun. Adi, vreau să-ți mulțumesc, să te felicit încă o dată pentru podiumul obținut și cu siguranță vreau să-ți aduc la cunoștință că noi în fiecare luni dimineață la Cafea cu Aromă de Crab asta vom face. Facem procesul etapei a câtor mai multe competiții de pe diverse bălți și numărul de telefon pe care l-am de la fiecare pescar care a participat la acea competiție și îmi permite, bineînțeles, să iau accesul la o convorbire telefonică, dezbatem subiectele de pe orice lac. Mulțumesc frumos, la fel și ție, numai bine, sănătate! Bună tuturor! Doamne ajută!
Adrian Ghiță din echipa Green Lake de pe... Am luat legătura cu el despre toate detaliile de pe Hermes Periș. Pentru că ne oprim, pentru că ne apropiem de finalul ediției de astăzi, ediție foarte lungă. Văd că ne ducem spre 3 ore de transmisie live, 3 ore în care tot am dat aici din gură și trebuie să mai mă păstrez și pentru diseară, că diseară vom avea un live foarte interesant alături de băieții de pe lacul Coiland Lake din Italia, de aproape de Milano, dar și alături de Lucian Văduva, în care îl vom pune la muncă să ne arate exact cum se face un beg corect și ce înseamnă begul și ce alte detalii ne poate oferi despre pescuitul de cantitate și calitate în același timp. Acum, pe canalul de YouTube, dacă vreți să vizualizați în direct clasamentul de pe Hermes Peri, de pe Cenușaru, scuze, dar am vorbit despre atâtea lacuri încât așa îmi face capul. Acum avem clasamentul de pe lacul Cenușaru. Lac unde s-a ținut o competiție la Method Feeder, s-a pescuit cu lansetele de feeder și s-au prins în total 4 tone 416 kg. Iată cel mai bun rezultat din punct de vedere al lacurilor în momentul de față. Un răspuns rapid al peștilor, vorbim de o perioadă de 14 ore de pescuit, 7 ore pe manșă, 2 manșe, în care am avut așa, în prima manșă s-a cântărit 2 tone 276 în doar 7 ore, iar în cea de-a doua manșă, tot în 7 ore, 2 tone 139 de pește. În total 4 tone 416. Locul 1 a fost obținut de echipa Răuță Bogdan Ștefan Răuță, locul 2 Boldor Virgil Cătălin Ghiță și locul 3 Alexandrescu Toni și Preda Adrian Ștefan. Hai să vedem dacă ne răspunde domnul Preda, pentru că am numărul lui. Ia să vedem, nu l-am anunțat, n-are mesaj, n-are nimic, mergem la risc. Dacă ne răspunde bine, dacă nu ne răspunde cu altă dată. Probabil să se odihnească după partida asta. Uite că n-avem șansa să vorbim cu un pescar de pe Cenușaru. Aș mai avea o variantă aici, mai multe variante să sunăm. Îl avem și pe Boldor. Ia să vedem dacă ne răspunde. Boldor Virgil, poziția a doua în clasament. Se pare că băieții de la feeder nu sunt așa de activi. Încercăm cu organizatorul competiției, Chiforeanu Florian. Ia să vedem dacă ne răspunde domnul Chiforeanu. Da. Salutare, Florian! Salut. Salut! Ești în direct la Cafea cu Aromă de Crap. Suntem live și pe TikTok și pe YouTube. Dacă ai câteva minute să putem dezbate competiția din weekend de pe lacul Cenușaru. Chiar făceam niște facturi acum pentru magazin, dar pot să...
am rupt câteva minute pentru emisiunea voastră, pentru colegul Gagiu. Bun, perfect și îți mulțumesc frumos. Ei bine, l-avem alături de noi pe Chiforeanu Florian, organizatorul ediției iBaits de pe lacul Cenușarul, lac unde am prins s-au prins în total 4 tone 416. Acolo, Florian, am fost și noi prezenți în antrenamentul oficial alături de, de Adrian Lazar și Pinescu Pinu. Un antrenament filmat cap-coadă. Florian, un start de sezon, zic eu, din punct de vedere al method feeder-ului de 4 tone 400, excelent. Da, și pe noi ne-a surprins cantitatea asta uriașă, pot spune, mai ales că s-a prins în două manșe de câte 7 ore, în total 14 ore, la un concurs de method feeder din 20 de echipe. Deci, da. E ceva semnal, dacă mă întreb pe mine, e o medie de peste 220 de tone, pe 220 de kilograme, pe fiecare stand. Da, exact. Cum să spun, am avut emoții, pentru că am pus competiția destul de devreme, nu credeam că va mânca foarte bine peștele în martie, dar uite că s-a dovedit că... s-a dat peste cap. Da. Rezultate foarte bune. Tu acolo văd că ai reușit să te clasezi pe locul 4 general, Chiforeanu Florian Răzvan Slim. Din păcate, dar am ieșit primii sub podium, ca să spun așa. Asta e, a fost o competiție foarte, foarte intensă. Numai puțin de 4 echipe au avut 3 puncte la finalul celor două manșe, departajarea făcându-se la balotaj, iar noi am avut balotajul mai slab decât locurile 2 și 3 ocupate de echipele Oldo Virgil și Cătălin Ghiță, respectiv Preda Adrian Ștefan și Alexandrescu. Da, l-am sunat și pe Preda și pe Boldor, dar nu mi-au răspuns. Am crezut că voi la feeder sunteți mai inactivi dimineața, dar uite că tu ai reușit să fii alături de noi, să ne dai câteva detalii. E ăsta un record pentru o competiție în două manșe la Method Feeder la noi în România? Cel puțin la concursurile organizate de mine în ultimii 4-5 ani, da, este un record absolut, dacă putem spune așa, la Method Feeder. Da, la Method Feeder, da. Și văd aici și o captură impresionantă, un 16 kg 300. Au fost peste 60 de capturi de peste 10 kg, adică extra cântare. Wow! Peștii de peste 10 kg trebuiau cântăriți de urgență, cum s-ar spune. Mm-hmm. Și au fost peste 30 de cântare extra în cele două zile. Wow! Ce activitate ați avut acolo, ce competiție, ce concurs frumos! Da. Racii arbitri au fost foarte solicitați în cele două zile. Păi nu cred că e ușor să cântărești 4 tone jumate. Nu e deloc ușor, într-adevăr. Pe lângă tonele cântărite au trebuit să facă și 10 de kilometri de la un stand la celălalt, pentru că, v-am spus, extra cântarele erau destul de frecvente. Exact. Și foarte mare activitate. Capturi, într-adevăr, au fost de peste 16 kg. Avem un 16 kg la Cuna Robert și Mihalcea Mircea Adrian, un 16-300 și un 16-150 la Adrian Corbu și Adrian Oruz. Da, și mai fusese încă un 16 și la Badea și Drăghici, parcă. Eu doar astea le-am aici anotate în clasament. Da. Am înțeles. Două manșe, două capturi. Da. Iar captura de-a doua zi a și câștigat captura competiției, ca să spun așa. Cea de 16-300. Da. Foarte frumos. Deci putem vorbi de un start de sezon foarte impresionant din punctul ăsta de vedere. Da. Un rezultat absolut frumos și pentru tine ca și organizator. La ce ediție ne aflăm? Aceasta este prima ediție a Cupei Bei Cenușaru. O să urmeze încă o ediție, dar se va numi Cupa Method Feeder Carp Fishing România, în vară, parcă. Uh-huh, uh-huh. Da, tot așa, cu două echipe pe stand, tandem.
Tandem, da. Da, să nu uităm, am uitat să menționez treaba asta, că a fost în tandem, dar probabil și-au dat seama deja oamenii, pentru că vorbim de doi pescari, cu câte o singură lansetă fiecare, abordarea pe partidei pe cenușarul. Este cupa IBS Tandem, ediția a doua, a mai fost una în toamnă, în noiembrie, parcă. Uh-huh. Aceasta este ediția a doua și cu siguranță vor urma și altele, pentru că balta este extraordinară din punctul meu de vedere. Una dintre cele mai cochete și mai, cum să spun... accesibile din punct de vedere al pescarului, să facă diferența prin pricepere până la urmă. Că asta ne dorim cu toții, cantitate mult mai mare, ceea ce înseamnă și priceperea pescarului, nu ține numai de noroc. Absolut, iar echipele care s-au înscris la start au fost printre cele mai puternice din țară, dacă mă întreb pe mine. S-au înscris doi campioni mondiali la start, Boldor Virgil și Remus Ciolacu, componenții echipei României care a ieșit campioană mondială anul trecut la Method Feeder. Au fost echipe de la 220, de la CMB, de la Active Bates, de la Utopia Bates, Cătălin Constantinescu și Neagu Teodor. Da, echipe foarte bune, cel puțin Floroiu Ciprian, da, cu care și eu am legat un parteneriat și leg în continuare o prietenie foarte, foarte îndelungată. E un rezultat foarte bun pentru el acolo, știu, și în antrenamente. Noi în antrenamente i-am filmat pe băieții de la CMB Nadă, pe Adrian Dumitru și pe Pinu, ceea ce a fost o premieră pentru mine, să filmez un antrenament de Method Feeder cap-coadă. Și am văzut și eu că nu e deloc ușor, e o muncă foarte mare din punctul pe care o puneți voi acolo și un echipament destul de amplu, un echipament asemănător cu cel de crab, pot spune. Așa e, iar balta cenușarul pot spune că ne solicită la maxim. Da, da. Eu cel puțin în două zile de concurs plus antrenament, cred că am nădit în jur de 25 de kilograme de nadă și peleți de 24 mm. Wow. 25 de kg la o competiție de 6-7 ore la Method Feeder pe zi. Este enorm. Noi suntem învățați să mergem la competiții cu 2 kg de nadă și 1 kg de peleți. Deci, ca să vedeți diferența. Da, da, asta până să mergeți pe cenușarul. Da, asta până mergem pe cenușarul. Da. Este o baltă aparte. Dacă nu-i dai să mănânce mult, peștele se pleacă de pe vad și ies competiția. Corect, așa este. Cam care este cantitatea maximă de nadă pe care puteți o duceți voi cu coșulețul acolo de nădire? Am avut noroc că a fost permis capul de muț, ca să spun așa, la nădirea grea și acolo poți să duci 250-300 de grame odată. Am înțeles. Iar în cursul competiției a fost permisă nădirea de întreținere doar cu metod și cu coșulețul de 5x7 mm. Nu știu cât poate să aibă un coșuleț din acela, 100-120 de grame, ceva de deci ceva. muncă, da. Condiție fizică, ceea ce contează foarte mult. Da. Și culmea e că peștele nu ți intra decât dacă dădeai 3-4 metoduri înainte și stăteai pe al cincilea, ca să spun așa. Am înțeles. Altfel stai foarte mult după trăsătură. Dacă făceai chestia asta, îți intra peștele în 5-6-7 minute. Dacă nu făceai chestia asta, stăteai, fie pierdeai peștele de pe vad, fie îți venea trăsătura mult mai târziu. Foarte, foarte interesant și foarte solicitant în același timp. Da, foarte solicitant. Da. Ceea ce face să devină o competiție cât mai plină de adrenalină și de dorința de a o câștiga, pentru că devine o competiție puternică din punctul ăsta de vedere. Categoric. A fost foarte echilibrată, dacă mă întreb pe mine, și faptul că am împărțit pista de 20 de echipe în 4 sectoare, a câte 5, a echilibrat foarte mult șansele participanților. Am mai avut o regulă specială, cine a tras în prima zi în sectoarele A și B, în a doua zi erau automat redirecționați către ceuri. Da. Iar asta a echilibrat foarte, foarte mult șansele fiecărei echipe. Corect. Și mai era o chestie, faptul că sunt doar 5 echipe
pe sector, cum să spun, a echilibrat extrem de mult competiția, pentru că trebuia să faci maxim 2 ca să mai ai șanse în manșa a doua. Cine a făcut 3 deja n-a mai avut șanse. N-a mai avut șanse, am înțeles. Aici, da, da. Aici a ridicat cumva gradul de competiție directă, da, între echipe. Exact. Și dacă, da, te uiți bine pe clasament, în prima zi, deși s-au prins sute de kilograme, pe primele sectoare diferențele erau de 1, 2, 3 kilograme între ele. Deci a fost, cum să spun, o muncă titanică. Da, da, da. E, asta e foarte bine. Mie îmi place cum sună ceea ce spui tu și rezultatele pe care le văd aici pe cenușarul, pentru că îmi place competiția și îmi place ca diferența să o facă pescarul într-o competiție de genul acesta de cantitate. Absolut, da. Da. Este interesul unei competiții să facă diferența pescarul. Exact. Și de cele mai multe ori pescarul o face, strategia aleasă de pescar. Exact, exact. Bun, Florian, îți mulțumesc frumos de interacțiunea cu noi și îți doresc în continuare fire întinse în toate competițiile la care activezi și mult succes în organizarea de competiții de astfel de gen ca pe cenușarul. Mulțumesc frumos. Urmează Cupa Lacului Nucetu pe 6-7 aprilie și apoi competițiile din campionatul național. Așteptăm și de acolo foarte multe detalii. Ne vedem. Da, Doamne ajută. Doamne ajută. Și ce vreau să-ți mai zic, în fiecare luni dimineață să te aștepți să poți fi sunat după o competiție, pentru că voi dezbate procesul etapei la Cafea cu Aromă de Crap. Începem ediția la ora 8 de dimineață, iar uite, ne-am întins până la ora 11, pentru că am avut de dezbătut 6 competiții din diverse lacuri și am luat interacțiune cu cât mai mulți membri participanți la acele ediții. Tot așa, pe cale vocală, cu detalii despre fiecare competiție. Ceea ce cred eu că le place oamenilor, că venim cu cât mai multe emisiuni noi, da, de acest gen. Eu cu siguranță o să îți răspund de câte ori voi avea ocazia. Mulțumesc frumos, Florian. Îți doresc o zi minunată, serviciu ușor și o activitate frumoasă. Doamne ajută, mulțumesc. Numai bine, sănătate. Bun, l-am avut alături de noi pe Chiforeanu Florian, organizatorul cupei I Bates de pe Cenușarul, lac unde s-au prins peste 4 tone, 400 de kilograme de pește. Salut Iohan. Bun, pentru că ne aflăm la finalul ediției de Cafea cu Aromă de Crap, n-am decât să vă fac anunțul că tot live-ul de pe TikTok a rămas înregistrat pe canalul nostru de YouTube Cârligului Gagiu, acolo unde puteți să revedeți absolut toate interviurile de astăzi și am să vă rog să intrați, să nu uitați, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că acolo avem activitatea cea mai intensă. Marțea avem, dacă n-ai prins tot live-ul, intră pe canalul de YouTube și îl vezi acolo, în secțiunea de playlist-uri Cafea cu Aromă de Crap, vezi live-ul și îl ai înregistrat cu un sunet și un video mult mai bun decât pe TikTok. Vreau să vă mulțumesc pentru interacțiunea voastră de luni dimineață. 3 ore de vorbit aici, se pare că își face aparența și lipsa vocii. Trebuie să mă păstrez pentru că diseară ne vom vedea live doar pe TikTok, alături de Lucian Văduva și băieții de pe Coiland Lake, acolo unde vom dezbate toată partida lor de pescuit și arta begului și detaliilor de pescuitul în cantitate. Pentru cine vrea să susțină echipa mea Cârligului Gagiu în deplasarea de la IBCC Balaton 2024, avem postat pe rețelele noastre de socializare conturile de sponsorizare, avem cont de RON, de Euro, de PayPal și de Revolut. Dacă doriți să o faceți, cu mare drag, aștept un mesaj în privat de la voi pe pagina de Facebook Cârligului Gagiu, acolo unde noi vă putem da toate detaliile. Și să nu uităm și de concursul organizat de Mihai Perianu, de casting, unde donațiile încep de la 150 de lei și poți lua parte la o lecție unică de casting alături de Mihai Perianu și de echipa mea Cârligului Gagiu, care
toți banii strânși de la lecția de casting a lui Mihai Perianu merge către echipa Cârligului Gagiu pentru deplasarea de la IBCC Balaton, pentru că este o deplasare foarte costisitoare, ce ajunge la 5.000 de euro. De acolo voi fi live de la Balaton 19-28 aprilie, voi fi live cu toate știrile la zi despre tot ceea ce se întâmplă cu echipele românești și nu numai. Vreau să vă mulțumesc, să vă doresc o săptămână ușoară și o zi minunată. Ne vedem diseară. Urmăriți pagina de Facebook, acolo unde vom pune și anunțul orei de live de diseară pe TikTok. Vă mulțumesc, numai bine. La revedere. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită. La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista confruntări inedite între campioni naționali și mondiali, fie că sunt adversari africi sau cu echipieri loiali. Vor fi față în față sportivi de seamă și nu numai. Scopul nostru este clar, să vă transmitem informații corecte și coerente din lumea pescuitului, pe care ne dorim să o dezvoltăm împreună. Cafeaua cu aromă de crapă este emisiunea care vă aduce trezirea în fiecare luni dimineață de la ora 7. Savurați o cafea și fiți alături de noi pentru cele mai proaspete știri din lumea pescuitului. Fie că sunteți pescar pasionat sau doar îndrăgostit de atmosfera liniștită a apei, noi vă aducem informațiile esențiale pentru a începe săptămâna cu energia potrivită.
La Fish & Tricks, tu ești cel mai important invitat al nostru. În fiecare marți, de la ora 20:30, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube pentru a descoperi noi trucuri și prezentări de produse fascinante. Îndrăznește să-i pui în dificultate pe invitații noștri prin întrebări delicate care îi pot face să le ia gura foc. Cârligul Gagiu va aduce în fiecare joi de la ora 20:30 povești fascinante din lumea pescuitului. În studioul nostru vor exista conferințe.